Bună ziua din nou, sunt cu Freddy, am ajuns în Ierusalim, o să vizităm orașul. Ce vizităm astăzi? Ce vedem? Unde suntem acum, da? În 48, când s-a terminat lupta în război, aici s-a terminat. La stânga era armata iordaneză, la dreapta Israel. Așa că din 48 până în 67, unde suntem acum pe șosea, era un zid și asta era frontiera între Israel și Iordania. Tot ce era la stânga, partea de răsărită a Ierusalimului, era în Iordania. Acum e un oraș unit. Tot. Pe stânga asta este comandamentul poliției israeliene, de exemplu. Clădirea mare cu steag. Așa că totul Israel, însă până în 67 asta era frontiera. În ziua de azi, Ierusalim are cam 1 milion de populație. 990.000 populația. Uite, este de cum vezi, de cum religioși bărboși, cu perciuni, pentru că suntem lângă cartierul cel mai ortodox. Hai, vreau să spun, cartierul la tot timpul pe stradă și copiii cu batic și copilași mici. Hai, trecem puțin pe lângă ieri, da. Vedem și așezământul românesc pe drum. Biserica românească, am fost acolo, da. Ai fost? Da, da, chiar am fost când au vandalizat, au scris cu spray pe gard. Au întotdeauna chestii din astea cu ăștia. Vrei să trecem pe acolo? Păi, așa am mers, nu? Da, așa și mă tot după aia la drumul ăsta. Interesant cartierul ăsta de ultra-ortodoxi. Da, e greu de traversat, că străzile sunt foarte înguste. Însă acum e vineri. Cartierul ăsta, de vineri după masă până sâmbătă seara, e închis cu cheia. Sunt multe străzi în Ierusalim care sunt blocate. Poți să dormi în mijlocul străzii, nimeni nu te cargă. Pentru că sâmbătă-i sâmbătă de ei. Cartier care e afișat pe pereți. Dacă veniți la noi, fiți îmbrăcați ca la mănăstire, modest, nerespectați. Și dacă intră o fată care e cu un mini sau decoltată, în cel mai bun caz scui pe ea, poate să fie și mai rău. Ei sunt foarte extremiști, da. Ierusalimul tot e construit, nu din piatră, piatra e aplicată pe pereți. Englezii au făcut o lege în 1921, când erau aici stăpâni cu mandat, au spus Ierusalimul se rămâne cu un stil istoric. Ce înseamnă? Obligat să fie din piatră. Și că nu tot e clădit din piatră, cum era odată. Le-ai acoperit cu piatră. Aplicată. Asta se numește piatra de Ierusalim, piatra care se vede, Mizi Ahmar. E o piatră gălbenușă cu șubiții roșii. Și acest aspect istoric al Ierusalimului va rămâne pentru totdeauna. E mai bun decât varul, că nu se murdărește așa repede, ploaia o spală. Și acum noi imediat o să luăm la dreapta, să intrăm în cel mai ortodox cartier din Ierusalim. Se numește 100 de porți. Cred că și din Israel, nu numai din Ierusalim, cel mai ortodox cartier, nu? Din lume, cred. Și din lume? Da. Uite, vezi, de acum ei merg cu pălăria acoperită cu un plastic. Ca să nu... Am zis că sunt foarte scumpe pălăriile astea. Da, nu sunt făcute din blană. Blană e numai decorație. Ah. Uite, pe dreapta e de acum tot cartierul lor. Și vezi, pe perete scrie mari. Intrați, îmbrăcați, modest. Ferească Dumnezeu dacă vă vede altfel. La stânga, asta e biserica românească. Așezământul românesc de la Ierusalim. Construit în anii 30. Pe dreapta este un fost spital. A fost construit de către Antonio Barluzzi, arhitectul italian care a făcut și multe biserici, mai vorbim de Barluzzi, în stil de castelul vechi de la Firenze, Florence. Ne reîntoarcem acum să mergem la cetate. Bine, se îndreaptă timpul, mă. Da. Pare bine. Se luminează. Da, da, da. Știi ceva? Aș fi putut urca și sus acum. Cum arată așa, îmi pare că rău. Știi ceva? Hai să o luăm sus, să mergem la Muntele Măsirin, să facem o poză de acolo. Ce spui? Tu știi, Freddy, tu ești ghidul, eu merg unde spui tu. Nu, acum este pauză. Eu vreau să iau de folos asta. O iau înapoi la stânga. Astăzi e vineri.
vinerea e zi mai sensibilă, pentru că e ziua sfântă a musulmanilor. Câteodată îi fac aici prostii. Iese de la moschee, încep să aruncă cu pietre câteodată când nebunesc, însă încă nu ieși de la moschee, așa că e bun. 11 fără un sfert. Iese de la moschee pe la 12:30. Unu. Bine, cred că e poliția care îi supraveghează și... Se luptă, se bat cu poliția, da. Nu ar trebui să fie, nu te dunesti. Nu promit. Nu, câteodată se pocnesc cu poliției. În fața noastră de acum vedem zidul cetății. Imediat ne apropiem, zidul cetății Ierusalimului a fost construit de către Suliman Magnificul, din poruncă, nu, era construit. O poruncit Suliman Magnificul în secolul XVI, 1536-1538. Îl vedeți intact, nimeni nu l-a atins. Că niciodată nu era nevoie să dea zidul jos ca să cucerească Ierusalimul. Cine l-a cucerit Ierusalimul, de fapt, de la turci, a fost generalul Allenby, englez. I s-a predat Ierusalimul, i s-a dat cheia, intre, domnule, binevenit. Are 8 porți cetatea asta. Astăzi suntem în partea de nord. La dreapta noastră, imediat vom vedea poarta Damascus, poarta de nord. Uite aici pe dreapta, jos. Se ridică mai sus, da? 7 porți, sunt de fapt 8. A 8-a e închisă, e zidită. E poarta de aur sau poarta suferinței care se va redeschide când va veni Mântuitorul. Acum suntem în partea de răsărit orașului, este partea arabească, vezi? Toți ăștia care merg aici, majoritatea sunt bărbați, ei merg la moschei. Că vineri e ziua de adunare, așa se numește, Yom el-Juma. La islam nu este zi de odihnă, de fapt. O să mai vorbim despre islam separat, dar ziua de vineri a fost pronunțată de către profetul lor, de către Muhammad, ca ziua întâlnirii, în care trebuie să meargă la moschee, să se roage împreună. În fiecare zi trebuie de 5 ori să se roage, dar vinerea este recomandat să fie la moschee împreună. E cea mai importantă. Da. Dar nu e zi de odihnă, poate să lucreze. Pe dreapta, imediat, vedeți pe dreapta, zidul e construit chiar pe stânca naturală a Ierusalimului. Au folosit și formația muntoasă a Ierusalimului ca să fie o parte din zid. Și mai mult sau mai puțin pe aceeași linie unde era și zidul înaintea turcilor. Romanii nu au făcut zid. Romanii erau cei mai tari în lume, nu aveau nevoie de zid. Ei au făcut o poartă numai de victorii. Noi trecem pe partea de nord, asta e partea cea mai vulnerabilă. Dacă citiți în scripturi, toți profeții spun, rău va veni de la nord. Pentru că întotdeauna tot ce care veni să cucerească Ierusalimul, au făcut asalt pe aici. E cel mai ușor, că aici este plat. Pui o scară, te-ai urcat pe zid. De jur împrejur sunt văi și vale mai greu să te urci în ea. O mică poartă pe dreapta, se numește poarta Irod cel Mare sau poarta Florilor. Așa că asta e a doua care vedem. Am trecut-o bine. În față, pe stânga, unde turnul ăsta, Muzeul de Arheologie a Ierusalimului, foarte interesant, cine vrea să vadă ceva dinainte cu mii de ani, Muzeul Rockefeller. A fost construit în anii 30 cu donații de la familia Rockefeller din America, în timpul mandatului exes. Muzeul de Arheologie foarte interesant a Ierusalimului și țara Canaan în general. Turnul de clopot din fața noastră, sus pe colină. Turnul de clopot e pătrat, de la Biserica Augusta Victoria. E un turn de clopote și un acoperiș a unui spital construit de către Wilhelm al II-lea în 1898. Kaiserul german, Wilhelm al II-lea, vine să facă vizită la Ierusalim și donează bani să fie construite 3 biserici. Asta e una din ele. Până în ziua de azi funcționează ca spital luteran. Ei n-au mănăstiri, protestanții, luterani. Și asta e spitalul Augusta Victoria, numit în numele soției sale. Sus pe deal, muntele Scopus.
se vede Universitatea de pe Muntele Scopus, Universitatea Ierusalimului de pe Muntele Scopus. De ce se numește Scopus? Scopus din cuvântul grecesc a privi, periscop, horoscop. Că pe aici au venit toți care au cucerit Ierusalimul și priveau de acolo cetatea înainte cât să coboră să o cucerească. Făceau planuri. E prima dată de aici, vezi, da. Asta ne urcăm. Noi urcăm, de fapt, Muntele Scopus la stânga și Muntele Măsilor, care suntem acum noi pe el, la dreapta, e aceeași formație geologică. Noi până la intersecție, unde o să luăm acum la dreapta, se numește Scopus și de aici încolo se vede că aici erau mai multe plantații de măslin și acolo erau mai puțin. Asta se vede că e rezultatul. De aici vine denumirea. Bine că am venit acum aici. Acum e gol. Aici locuiesc numai arabi. Sunt puțini evrei, israelieni, care s-au mutat aici, nu știu, nu pot să înțeleg chiar ce locuiesc între toți arabii ăștia, că nu cine știe ce... Probabil că era prețul mai mic. Nu, 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 că se vede de aici muntele Moria, se vede locul unde era templu. Se vede încă puțin înainte. Aici nu locuiesc. Asta îmi place la Ierusalim, întotdeauna mixtul ăsta de arabi cu evrei, cu scris în arabească, scris în ebraică, scris în engleză, scris în... Adică s-au obișnuit așa de mult unii cu alții încât nu mai e... Da, cu adevărat. Acum, este aici o biserică, nu știu dacă vreți să vezi, e o biserică rusească, se numește Biserica Înălțirii Domnului. De afară, așa, când trecem. Nu vezi de afară, îți arăt eu numai turnul de cropuri. Da. Se numește Lumânarea Rusească, că e o biserică rusească, măcar că sunt și câteva măicuțe românci acolo. A, da? Da. Sunt vreo 5-6 măicuțe românci. E mănăstire ortodoxă. Mm-hmm. Da, rușii sunt ortodoxi, așa și noi. Da. Pravoslav. Pravoslav înseamnă ortodox. Uite, aici la stânga, vezi turnul de cropuri? Nu se vede încă. Nu rău de rămas, uite, da. E cel mai înalt din Ierusalim, pentru că e pirocul cel mai înalt. Mm-hmm. Clopotul este cel mai înalt. Intrarea în biserică, în mănăstire, pe aici, la stânga. Așa nu se prea vede. Sunt două locuri unde... Catolicii nu vin aici. Unde vin catolicii, imediat pe stânga este o fostă moschee. Eu spun că de aici sună ța Domnul. Cu... Unde e urma aia de... Unde e urma, da, da, aici, am fost acolo, da, da. Și atunci ortodoxi spun, da, poate e, au pus acolo urma, dar s-a urcat de la noi. Încet, încet s-a urcat. În fața noastră încă o mănăstire, mănăstirea Dominus, Paternoster, că aici... E Tatăl nostru scris în toate limbile, în toate limbile, da, aici Hristos i-a învățat pe ucenici să spună Tatăl nostru. Deci, vezi, ăștia sunt evrei aici. Se vede muntele Moria, se vede locul unde era templu. Dar stai după grilaj aici, dacă lucrești aici. Ai, fantastic, mă vezi bine totul. Bine că am venit aici. Da. Suntem pe muntele Măslinilor și cel mai important cimitir la dreapta, să-l vedem că puțin mai bine, este cimitirul de pe muntele Măslinilor, pentru că evreii credincioși sunt siguri că la înviere, primii care fi înviați, sunt cei care sunt înmormântați aici. Nu vă dau un scris, asta ce cred. E cel mai scump pământ din Israel. Dacă vreți aici un loc, trebuie mulțime de bani. Trebuie să iei mortgage. Da, ne parcăm aici. Că am văzut că este un loc de parcare, dacă nimeni nu mi-l ia. Hotel pe dreapta, hotelul cu 7 arcuri. De ce 7 arcuri? Pentru că tradiția musulmană spune că când va veni Mesia, Muhammad, la sfârșitul lumii, la judecate, de aici va fi o sabie până la stânga, unde e cupola de aur, pe sabia asta o să treacă toți. Credincioșii drepți o să treacă. Și cei care sunt cu păcate o să cadă în jos, în iad. Nu vă asigur, dar asta e credința lor. Și așa se numește hotelul cu 7 arcuri. Ok, ne-am coborât. Îmbracă-te bine. Acum începem să fie rece aici. Rece, până la rece. 8 grade, ziceam.
8 grade, 6. 6? Oh. Mai fric în România. E comportat frumos, e mai ieftin. Da. Și un pic cură puțin. Opresc. Suntem pe Muntele Măslinilor, în fața noastră, jos, aici, sub noi, e cimitirul de pe Muntele Măslinilor, care am vorbit, și vedeți, cu pola de aur. Pola de aur nu este moscheea Al-Aqsa, în curtea moscheei Al-Aqsa se află. Moscheea e clădirea de la stânga, clădirea mai mare, cu cupole mai neagre. Cupola de aur e pe locul unde se spune că a fost sacrificiul lui Avraam cu Isaac, e pe locul pe care a construit Solomon primul templu, pe locul în care se află încă o dată o stâncă mare și unde va fi și al treilea templu, se spune. Însă, toată curtea asta mare este considerată moscheea Al-Aqsa și mai vorbim despre ea în continuare când vorbim despre Islam. Dacă priviți zidul, la mijlocul zidului este o poartă dublă, cu două cercuri. Asta e poarta zidită, care se numește Poarta de Aur. O să mai filmești de jos. În fața noastră e Valea Râului Chidron, sau Valea Ioșafat. Ce înseamnă Ioșafat? Valea Judecării, unde Dumnezeu judecă. Asta înseamnă ebraic Ioșafat. Pentru că aici se spune că va fi judecata lui Hristos când se va reîntoarce. Jos o să mergem să vizităm biserica de la grădina Ghețimani, unde va fi judecată. Priviți, între copaci cu polele de aur, e biserica mănăstirea rusească Maria Magdalena, unde se află și moaște de unei mână dreaptă de la Maria Magdalena. Mai lângă noi, cu poală neagră, Dominus Flebit, o biserică catolică franciscană, Domnul a plâns, Dominus Flebit. Antonio Barluci a construit-o în anii 20, se spune că este locul unde stătea Mântuitorul și plângea soarta Ierusalimului, plângea chestia care se va fi viitorul. Dacă ne uităm acum la stânga, urcăm cu ochii pe zi, ajungem la o clopotiță și un acoperiș ascuțit. Muntele Sion, biserica adormirii Maicii Domnului, Dormițion. Construite de Birmel al doilea, cu donația lui Birmel al doilea în 1898, lângă ea se află și camera unde a luat loc cina cea de taină și mormântul regelui David, Muntele Țion. La stânga este sudul Ierusalimului, spre sud, spre Betlehem, și Ierusalimul de apus, occidental, evreiesc, care până în 67 era nostru încă, în fața noastră, după cartierul, după cetate, cetatea nu era în mâna Israelului, până în 67 era în Iordania. Din 67 s-a reîntors în mâna noastră. Mergem. Eu vreau să încerc să mergem la Ghețimani, acum, înainte că iese ăștia de la... Muntele Sion, suntem pe Muntele Sion. Când a construit David cetatea, a numit-o Sion, sau Sion în ebraică. Sion era numele vechi, numele cnanit a cetății. Și astăzi se poate spune pentru Ierusalim Sion sau Ierusalim. Poți să spui și statul Israel Sion, de aici vine cuvântul mișcarea ționistă, de la Sion. Și noi suntem pe Muntele Sion, care este, cum vedeți, în afara zidul cetății. Și este aici încă o poartă, se numește Poarta Sion. Și aici este locul unde a luat loc cina cea de taină, locul care era popular pentru Hristos și ucenici. Aici a luat loc cina cea de taină și nu întâmplător se vede că sub acest loc este mormântul regelui David, din sămânța lui David, e Mântuitorul. Se poate face și excursii pe zi, știi? N-am știut. Poate că ne întoarcem dacă se durește. Da. Nu de jur în jur, o parte. Aici, pe poarta Ționului, se poate vedea și urmele luptilor din 48 și din 67, glonțele care au rămas aici când s-au luptat. În 48, când am pierdut Ierusalimul de răsărit, cetatea întotdeauna a fost împărțită în patru cartiere. Adrian, când reconstruiește Ierusalimul după cele dărâmate în 135,
reconstruiește într-un plan urbanic roman. Înseamnă o stradă de la nord la sud, se numea Cardo, inima, la centru, și una care tăia la mijloc, Decumanus. Se formau patru sferturi, de aici vine cuvântul care ne folosim toată ziua, cartier, de la quattro cartieri. Aici este o mănăstire catolică, franciscană, ce cartierul EVS, o căzut, o parte o faci. Pentru așa, Cristian? Și după ce am recucerit orașul, încă o dată este înființat cartierul evreiesc, este unul musulman, cel mai mare musulman, unul evreiesc, unul creștin și unul armean. Biserica, o dat jos, era scris aici sus, Hagia Sofia, Hagia Sion, dar cum am spus, a fost construit de Wilhelm al II-lea, 1898 a donat bani, 1900 a fost deschisă, o biserică la subsol, unde era prima biserică bizantină, este locul unde a dormit Sfânta Fecioară. De asta se numește Dormițion. Pe muntele astea avem de toate, avem moschee, avem sinagoge, avem biserică, toți pot trăi împreună, nu-i cine știe ce greu. Este un exemplu. Voință să fie. E același Dumnezeu la urmă, mă. Cine are credință, se aranjează. Nu e problem în trei și trei, dar în urmă trebuie să fie. Mormântul regelui David e un loc important pentru toți. Și creștini vin și evrei vin aici. Evreii au făcut... Is that a real place, like Auschwitz? So first of all, it is written in the Bible that King David was buried within the territory of Israel, right? Da, iau o chipă de aia. Unde e? Aici. Acolo. Și aici e un fel de sinagogă. Ăștia se roagă tot timpul aici. Când vin, se roagă. Pentru că la evrei nu-i voi în sinagogă bărbați și femei împreună, e separat întotdeauna și aici femeile merg pe stânga. Bine ați venit! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Este dulap cu surul de Tora. Dar azi vin, nu se citește Tora, se citește luni, joi și se vede. De fapt, mormântul se află mult mai jos, adânc. Dar făcut sarcofagul ăsta să fie așa în sentire. Dacă vrei să vii să pui mâna pe mormânt, să cer ceva. De obicei, din cealaltă parte sunt femei, de ce cer? Un prunc, un băiat. Nu e musa că e la Odi, poate e ocupat. Dar credința este că, dacă e rogi, nu e un sfânt. Credință? E credință, că e unul din părinții poporului, cum ar fi, da. Din semența lui David vine și Hristos. Este sus că vrea să ne arate ceva special, hai să vedem ce vrea să ne arate. Welcome. You understand also English? Yes, yes. Welcome. Thank you. You have the best tour guide in the world. Yeah, and thank you very much. We have the tradition, you come in here with happiness. Venu shalom aleichem. Venu shalom aleichem. Venu shalom aleichem. Venu shalom, shalom, shalom aleichem. Echad shem shelcha? Freddy. Freddy? Freddy, Freddy, Freddy. Oh, Freddy, Freddy, mazal tov, en kamocha ba'olam. We dance together. En kamocha ba'olam, en kamocha ba'olam. Oh, ay, 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 ay. Oh, ay, 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 ay. Dida, 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 la, 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 dida, la, 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 la. Freddy, Freddy, mazal tov. One second, kiss the blessing. This is the blessing from Tefillin. Phylactery.
here is why it's God's name, and every Jew is received this blessing. Look one second. Tagit Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Now that is a blessing. Here is pray for God, and we bless you, and we pray that you have a good life. One second. You wrap it with the right hand or the left hand? We wrap this of the left hand and take a nice picture. Have a good demonstration. Good. Foarte bun. Super. אז זה תשובה קריפי, קריפי. תראה, תפתח שנייה את הסדר. ככה אני אוכל לשחרר את השרוול, וככה זה יעלה יפה מאוד. That's we wrap it seven wrap of the hand, and here is what the God's name. And we connect, ככה זה מספיק, זהו, ככה זה טוב. עכשיו אני מושך לצד הזה, ואתה מושך אחורה. מישהו חזק, אין ביוק, וואי, את הגדר. אשריך. עוד אחד, זה מצוין, וגם זה טוב. זה בסדר פתוח, זה מספיק. אתה מושך ואני מושך. זה לא פתוח. איזה יופי, אשריך. אתה יודע שהסבתא שלי גם מרומניה. גם הסבתא שלי. כן. אשריך, אשריך. זהו, עכשיו זה בסדר. איזה זכות, איזה יופי. יא סימן, סימן טוב. הוא מזל, מזל טוב. בוא נגיד ברכה. ברוך אתה, אדוני. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם. אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו. אשר קידשנו. במצוותיו. במצוותיו. וציוונו. ציוונו. להניח תפילין. להניח תפילין. אמן. Here we wrap it off the fingers, and we have the symbol from the God's name, that is the shin. Here we have on the hand the letter shin. That is a special letter, Shin, and that is a Dalet and Yud. Shin Dalet Yud, that is Shaddai. That is the protection from God. Yeah, yeah. Siman Tov, Uvu Mazal Mazal Tov. Siman Siman Tov, Uvu Mazal Mazal Tov. Yeh Eilah. איזה יופי, אשריך. קח את הברכה שנייה אחת. תראה, אתה צריך לבקש ממנו שייתן לך כפול, בגלל שאתה עושה לו מצגת שלא כל אחד זוכה לעשות לו, ואתה עושה לו את המצגת בשלמות. ברכה בשם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מלכך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושנתן לבניך בדעותם בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשבתך ובביתך. כשאתם לאות על ידיך והיו לתותפות בעיניניך וכתבתם על מזוזות בביתך ובשעריך. אמן, אשריך, איזה זכות. זה תשמור, כל יום תוכל לקרוא את זה. אשריך. שיהיה ברכה והצלחה, שמחה כל החיים. כמה ילדים יש לך, אחי? ארבעה שיהיו בריאים. ארבעה שיהיו. כולם יהיו בריאים ושמחים. כל החיים לפני כן גם אזכיר אותי כל הילדים. עם הפסוק שאמר דוד כשהוא עבד את גוליית. הוא אמר שמה ישראל, וכשהוא גמר את הפסוק שמה ישראל, חמש אבנים התלקטו לאחת, זה צלח לכזבה של גוליית. זה השמירה של כל עם ישראל, וגם הילדים שלך יזכו לשמירה הזאת. יש לך. תן לכולם מזכרת, וגם שולחים לחברים בוואטסאפ, שכל אחד מעם ישראל יזכה לברכה אלוקית. גם לאישה קיבלת, שיהיה ברכה והצלחה, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה. Foarte, foarte bun. Vezi că mai echipa. Da, știu, 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 foarte interesant, foarte deosebit. Am tot văzut la Zidul Plângerii când... Am văzut ce fac astea la Zidul Plângerii. De pe bine ce chimie. Da. Acolo-i ploua, acolo. Am văzut la Zidul Plângerii cum tot puneau asta și chiar eram curios să-mi spui tu că multă lume nu înțelege ebraică sau engleză. Dar e bine că astea la pe bine ce mă. Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Thank you very much! Thank you very much! Somebody also any Jewish and the family? Ancestry root way back? No. All the best. Welcome. Thank you. Just a big comment. Thank you. How many people you saw in heaven, the church?
How many people? You sound with head and the church. How I many think people? Can you, can yeah, my like 200, 250. Yes. Maybe ask with the son if he's have anyone in the church that is have Jewish ancestry of the mother line, maybe way back the Kankan mother, uh-huh. The children is also Jewish, as you give the invitation for everyone that is Jewish. Perfect. To come in also. Super. Thank you very much. All the best. Tuda raba. Tuda raba. Da, asta încearcă tot timpul să caute să mânze. Da, foarte drăguț, își face treaba. E ok. Unde pun apoi aici? Da. Aici ce explic? Ce este semnul ăsta? Sunt alea care se aprinde Hanuca, nu? Asta e Hanuca, da, că mulți se încurcă cu menoră. Blessing, special blessing from King David. Thank you very much. And that's, take the picture and that you give of gift for your son. And he's sent for everyone in the community and also for every friend to give for the, in the church. That is the seventh commandment from God for everyone. Uh-huh. Uh-huh. And the second side, that is the blessing that the Jewish people receive every day. That you have here. Uh-huh. That is the Shema Israel, the protection Bible phrase that the King David received when he's want to kill Goliath. He's received the blessing, Hero Israel, God is our Lord, God is only one, and he's received the miracle. The five stones is coming together of one stone, it's true, into the helmet from Goliath, and he's killed Goliath. And that is the blessing that the Jewish people receive morning and evening, and that you send for every friend and every person super. In the world is received the blessing. Are you now the messenger from God for the world? All the thank best. You very much. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Asta este de Hanuca, da? Hanuca e sărbătoarea luminii, se numește la noi. Se sărbătorește în luna decembrie. De obicei, mai mult sau mai puțin din Crăciunul. Și are 8 lumânări. A noua e cea care le aprinde. Pentru că ce s-a întâmplat în secolul 2, când erau aici grecii, ei au jertfit porc la templu, pentru zeilor. Și a fost o rebelie, rebelia macabinilor. Mm-hmm. Și după ce au învins, ei au curățit templul și au vrut să aprindă încă o dată menora. Menora sunt cu 7 brațe. Aceeași candelabră cu 7 brațe. Uh-huh. Care semnul Israelului, de fapt, în ziua de azi. Nu au avut ulei. Și au găsit, era numai ulei de porc, nu era curat. Au găsit un bătuiaș mic cu ulei de măsline. Au spus, cel puțin o zi o să fie. Și a fost o minună ținut 8 zile. Și de atunci noi aprindem în fiecare an, ca să comemorăm pe Macabin, 8 lumânări, fiecare zi încă o lumânare. Încă o lumânare. Dacă mergi la New York, în decembrie, să fie Merry Christmas, Happy Hanukkah. Este tot. Acum urcăm. Deasupra noastră este camera cunoscută cu numele camera cea de sus, foișor, unde a luat loc cina cea de taină, da. Deci locul, mergem în locul unde a fost cina cea de taină. Pe aici, pe stânga. Pe aici? Da, da, urcă sus. Ce ți-a dat să citești, Freddy, o rugăciune? Poftim? Când ai citit acolo, ai citit o rugăciune? Da. Asta e rugăciunea care trebuie să-ți pui un bărbat în fiecare zi când pune pe cap filin. Aha. Filin. Rugăciunea de dimineață, cum ar veni, nu? Adică de început da. De ziua. Da, are legătură, ca și dacă spun la miez de zi. Aha. Ok. Sunt la camera de sus, mă. Aici, pentru prima dată, o rup pâine și-a spus, în caz de pâine, asta este trupul meu, bez din vinul ăsta, din apa asta, vinul ăsta, asta este sângele meu. Eura Crista, prima dată, a fost făcută aici. Însă, nu e aceeași cameră, să fim reali. Pentru că Ierusalimul a fost dărâmat de către romani în anul 135. E reconstruit în același loc, în același stil. Nu-i biserica azi, pentru că când a venit musulmanii, a cucerit, a transformat biserica în moschei. Și asta se numește Mahra. Asta e direcția de rugăciuni spre Mecca. Însă, în ziua de azi, statul Israel a spus, nu-i moschei, nu-i biserică, e un loc sfânt. Cine vine aici, de fapt, sunt creștini. Însă nu-i voie de făcut rugăciuni. Din ce cauză? La 50 de zile după Paștele nostru, avem o sărbătoare care se numește Sărbătoarea Săptămânilor. Și s-au adunat aici toți ucenicii și mareile pentru sărbătoare. Și deodată au început să vorbească pe tot felul de limbi și nu se înțelegeau unul cu altul.
și au văzut că au flecă deasupra capului și au înțeles că Duhul Sfânt s-a pogărât, i-a dat un ajutor ceresc ca să ducă Evanghelia, bună veste în toată lumea. Bună vestire. Bună vestire. Și atunci aici Sfântul Petru va înființa prima comunitate de creștini. Erau ca 3.000 de bărbați, spun. De aici va începe creștinismul, de fapt. Aici Hristos a spălat picioarele ucenicilor la lucrurile cea din taină. Aici a prorocit că voi fi lepădat de 3 ori înainte că va cânta cocoșul. Aici nu a rămas nimic creștin pentru că musulmanii au tăiat tot ce era relat cu creștinismul. Însă singurul lucru ei nu știu. Deci tâlpulețul ăsta este o lebede cu 3 puișori. Nu știu că este semn creștin. Este semnul care arată că lebeda nu are destul de mâncare pentru puișori, le dă să mănânce din trupul ei. Și ei nu știu că cum Hristos a dat trupul pentru omenire, asta și semn creștin. Da. Asta nu a fost tăiat. În afară de asta nu a rămas nimic. Pentru că multe grupuri vin aici, nu se poate să dea să facă rugăciune. Că fiecare pe alte limbe, e o cacofonie. Cum a fost la 50.000 și acum poate să fie aici 8 grupuri diferite. Am înțeles. Și este nevoie numai de explicat, cum am explicat acum. Se văd și eu la microfon aici. Eu acum vorbește, te rog. Încă o dată? Da, mai zi. Gata. De la început? Nu, acum ultima. Singurul care a fost permis să facă aici o masă, o mesă, a fost Franciscus, când a venit aici înainte, cu câțiva ani după ce a fost ales. Pentru el a pus și pomul ăsta în spatele tău. E un pom de măsline așa, să fie ceva ornamental, pentru că nu era nimic în afară de asta. Și asta a fost numai pentru el, numai lui s-a permis să facă rugăciune. Dacă vine aici cu un grup de pentecostal care îi plac să cânte, da, interzis, nimeni, n-are voie. Poți să vorbești, explici și ieși. Și asta nu dărâmată, asta a lăsat-o, că asta e de la memorie, de la moschei. În orice moschei este, asta se numește mahrab, direcția de închinare spre Meca. Și tradiția mare era că aici se pune sabia, că în vie se te închine fără arme, de depui. Aha, pui acolo sabia. Nu mai este. Asta se face atac cyber. Uite, vezi? Asta este semnul creștin. Da, cu lebăda, da, am făcut zoom. Bine. Sub noi este locul unde am fost înainte, mormântul lui Cipitabit. S-a făcut vară, nu, mai picură puțin. Puțin, dar nu mai bate vântul. Nimic. Nu, mult mai bine. Întoarcem la mașină și mergem la parcarea subterană și mergem la Sfântul Mormânt. Ok. E vânt. Și construcția de desubt sunt două lucruri care au fost clădite la sfârșitul secolului XIX de către Lord Montefiore, Lord englez, că nu era nicio clădire în afara cetății. Absolut nimic nu era. Deci moara s-a fost prima clădire. Da, moara și clădirea de desubt. Erau încercat să atragă oamenii să iese din cetate. Și nimeni nu a vrut, le-a dat gratuit. Nu a vrut să iese. Cum să dormim în afară? Dacă poarta nu e închisă, avem frică noapte. Am făcut și moara de vânt. Poate se vine la moară. Dar nu a avut succes. De vânzut nu a putut să vândă, le-a dat gratis, nu a vrut să... Mai târziu, încet a început să treacă acolo. Astăzi aparține statului, stau aici numai oameni care sunt invitații speciali a țării, oameni care sunt maestri în muzică, care vin să dea lecții copiilor dedicați. Așa că asta era prima clădire. 1868. Acum ne apropiem de poarta Jaffa, cea mai mare poartă pe care o să intrăm acum. Și aici parcăm mașina. Poarta Jaffa e cea mai mare pentru că când a venit Wilhelm al II-lea, a vrut să intre cu trăsura și cu fanfara și cu totul și nu se putea pe porțile alea mici care le-am văzut. Și o spart zidul, a făcut o poartă mare. Datorită lui acum putem intra și cu mașina. Ca să încapă trăsura, nu? Da. Turnul ăsta se numește în față, minaretul, micul minaret se numește Turnul lui David. Adevărul că nu are nicio legătură cu David, așa au devenit numele. Aici era pe vremuri minaretul turcesc. Aici pe vremuri era Palatul lui Rod cel Mare, în partea de sus a orașului. Au rămas din ea numai 3 turnuri de apărare, asta tot. Sub minaret este un turn și mai sunt încă 2 acolo să le vedem. Și asta este poarta Jaffa, că pe aici ieșea drumul spre portul Jaffa, la Tel Aviv. Avem o poartă Damascus, spre Damascus, care am trecut, poartă de nord, poartă Jaffa spre apus,
spre Tel Aviv și am mai văzut și poarta gunoilor și poarta florilor și mai avem... Acum hai să găsim parcare. Până în 67, locul ăsta era nimic, era pe frontieră și era dărâmat. După 67, au construit un mall elegant și înainte cu câțiva ani aveam un grup de români, mă învârt cu ei în cetate și doi mi-au dispărut. Și i-am căutat cu poliția, cu toate, la urmă i-am găsit aici. Spune, mă, unde te-ai împărtit, domnule? Ești prima dată în Ierusalim, spune, mă, eu sunt inginer, eu am construit toată asta. Un grup de români, am construit toate... Centrul ăsta comercial, eu cunosc totul. Verific ceva dacă e ok? Imediat? Da, mă vine, controlează acum. Da, mergi, tot e ok? Și eu când am avut compania de muncitori, de români, aduceam trusturi întregi, cu inginerii, cu toate. Așa că România a construit asta, poți să fii sigur, e construit bine. Deci românii au construit toată bucata asta. E unul din cele mai fine mall-uri din Ierusalim. Pentru că lângă el sunt toate hotelurile de 5 stele, așa că cine vrea să cumpere ceva bun, este loc. Nu e cel mai ieftin, dar e bun. Prețurile sunt mai mari ca în Tel Aviv sau în alte parte a țării? Nu, mai mult sau mai puțin la fel. Sunt brand-ne mai bune aici, nu, nu e piață. Nu e Bucurobor, nu. Nu, la prețurile scălătării. Am auzit că cineva a cumpărat Bucurobor, face acolo clădiri. Da, niște prieteni de-a mei, de la One Residence. Andrei și cu capitanul. Au multe, multe dezvoltări imobiliare. Și pe partea de office, și pe partea de rezidențiale. Bine, noi ne urcăm acum spre poarta Jaffa. Și într-un minut o să vedem. E ceva lume, dar văd așa, după ochi așa mai mult local decât turiști. Da, dar mai sunt de acolo. A început să vină, tu nu ești singurul. Nu sunt singurul. Dar oricum, față de cum a fost ultima dată, sunt mult, mult mai puțin, pentru că acum au început să vină. De la 1 martie se scot restricțiile și puteți veni... Nu, deja poate să vină. De la 1 martie nu este nicio nu mai trebuie, restricție. Sunt nimic. Mulți care nu sunt vaccinați, atunci pot să vină fără vaccin, da, știi? Da. La biserică o să vedem câți turiști sunt. Dacă este coadă la Sfântul Mormânt, înseamnă că a început să fie turiști. Da. Ăla-i testul. Eu sper să nu fie coadă ca să intru, să văd. N-am mai fost de mult să mă închin la Sfântul Mormânt. O simplu dată am intrat acum vreo 10-15 ani. Hai să vedem dacă am eu preotul meu acolo. Ne bagă în față, nu? Să vedem. Dar nu-i creștinește la Sfântul Mormânt să intrăm în față, Freddy. Noi, ce vorbești? Asta este covrici. Covric de Ierusalim, așa se numește. Da? Da, o să mâncăm la prânz. Noi am fost cu ambasadorul săptămâna trecută. Eu răsat era acolo câțiva euro, niște pomelnici, așa. Aha, am eu în, la mine i-o dat dolari. Și măcar ulei de la candele de Sfântul Mormânt. Ah, ce super, îi dau și eu. Da, aș vrea dacă am putea să luăm ulei de la candele. Se vede dacă e preotul care îl cunosc eu. Ce e, român, e grec? Grec. Grecii se ocupă acolo de... Grecii stăpâni acolo, nu-i niciun român. Vis-a-vis biserica aia. N-ai niciun român acolo, numai greci. Eu caut acum pentru tine un SIM card. Păi... Dacă nu, când ne întoarcem. Nu, pe aici. Stai un moment. Alan, e păi așa de mițos SIM card, Nicnod. Ești ca? Stai să opresc. În spatele nostru. Și aici ce vedem, zidurile sunt ce rămas, singurul lucru care a rămas din Palatul lui Roger Mare. Trei turnuri de apărare. Unu, doi și încă mai încolo. Trei turnuri de apărare. Și noi acum coborâm în cetate, suntem în cartierul musulman. Brazil? Nu. Suntem în cartierul musulman și trecem prin strada principală, bazarului, care ne duce la cartierul creștin. Aici e ATM. Deci ăsta e... Ce? ATM ai vrut. Să scoți bani? Da, scot, ăștia au comisioane, scot de pe unul normal, de la pe stradă, da. Uh-huh. Bine, uite, vezi, ăsta este fostul palat și noi coborăm. Este punctul cel mai înalt din Ierusalim, de asta el și-a clădit palatul aici sus, că templul e mai jos.
Atenție aici, să nu luneci, că sunt și trepte. Controlează numai. El era de el. Atenție, la mijloc. Da, da, am văzut, am văzut. E pentru cărucioare, că aici nu se poate intra cu mașina. Sunt tractoare mici care pot intra și trec pe aici, pe la centru. Unde mergem acum, Freddy? La biserică. La Sfântul Mormânt, nu? Mergem la Biserica Învierii, așa se numește, nu Sfântul Mormânt. Sfântul Mormânt se află în Biserica Învierii. Da, da, da. Păi, biserica a fost construită după aia peste... Biserica se numește Anastasis, că numai el a înviat. Mormântul se află în Biserica Învierii. Dar vorbim de ea când suntem în față acolo. Să explic. Nu e așa frig. Nu, nu, e ok acum. Acolo era când am fost sus. Era sus. Vânt. Vântul face toată diferența. Acum noi o să luăm la stânga pe strada creștinilor, cum se numește. O să vezi pe aici, scrie strada creștinilor. Ce mirosuri, mirodenii. Cu... Aici intrăm în cartierul creștin. Vezi? Sorry. Cartierul creștin. Se numește strada cartierului creștin, că e cea mai importantă aici. Când vin aici cu călugăriții, cu preoți, ei vin să-și cumpere aici material pentru vestitii lor la mănăstire. Să vedem, dacă sunt acum rugăciuni, închidem mormântul. Și poate ne coborăm, mâncăm, mergem la zidul prânge și ne întoarcem pe aici după aia. Da. Ca să nu stăm la coadă. Că în clipa când încep rugăciunile, îi trec cu tămâie și cu asta și închide biserica, închide mormântul. Dar întâi intrăm, să vedem. Ne orientăm. Nu, de explicat pot să explic, nu-i problemă. Poți să faci toată biserica în afară de intrarea în mormânt. Dacă dorești să intri, da, vreau să intru, dacă poți. Aș vrea ca să te ajut cu asta. Da. De acum ești diplomat, știi? Te da. Fac diplomat. Da. Vezi, astea sunt pietrele din timpul Mântuitorului. Da, pentru că se clădit Ierusalimul din multe ori, erau cam la 6 metri adâncime. Aha. Când au făcut ultima dată, le-au scos pe alea care le-au găsit și le-au pus aici ca să simțim aceleași pietre din timpul dinainte cu 2000 de ani. Nu e original. Ierusalimul lui Hristos era 6-7 metri mai adânc. E gol încă. E gol. Dacă suntem numai doi, noi doi și o pisică și cu mușneagul ăsta, e gol. E bine. Astea sunt lumânările alea care smog, toată lumea le vrea că se aprinde Paștea noi. Bună ziua! Venim înapoi. Da, mulțumesc. Tu uite, vorbește omul române. Să sfințești sau ai făcut din astea? Ce? Dacă vrei să sfințești ceva. Nu știu, icoane, cruci. Da, 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 da. Când ne întoarcem după aia. Luăm din la un magazin de creștini. Da. Nu toți sunt creștini, ci măcar că suntem în cartierul creștin. Tu știi. Da, da. Sunt mulți mecheri care... E lemn de măsline din rumeguș chinez. Lemn de măsline din rumeguș chinez. Da, sunt din la Betlehem. Păi sunt mulți turiști, ai și păcălesc, dacă nu știi. Bun, sunt o mulțime.
Mai nu e greu să păcălești un turist. Sunt foarte creduli. Întâi, dacă ți-o dă puțin mai ieftin, spune, este mai ieftin. De la creștin, unul care zice adevărat, puțin mai scump de adevărat. Ok, am ajuns, suntem la fațadă. În fața noastră intră la Biserica Învierii, Anastasis. Biserica a fost construită prima dată de către Sfântă Împărăteasă Elena în secolul IV, în 326. A fost ridicată pe locul unde era un templu păgân pentru Afrodita, construit de Adrianus, că el a vrut să șteargă locul unde a fost crucea Sfântului Hristos. Și a făcut un templu păgân, unde este geamul ăsta, acolo era templu. Ea distruge templul și face biserică pe colina Golgota, unde a fost Sfânta Cruce. Golgota înseamnă căpățână. Că tradiția spune că sub această colină era căpățâna primului păcătos al lui Adam. Și când el și-a dat sufletul, a fost un cutremur de pământ la Ierusalim, stâncă o crăpat, sângele lui a picurat pe căpățâna primului păcătos și a mântuit de atunci toată omenirea. Vezi, sus este o scară de lemn. Asta e de acum de sute de ani scara asta. Când erau aici stăpâni otomanii, nu dădeau să se intre fără să plătești bani. Și erau căruca care stăteau tot timpul înăuntru. Puteau să iese pe acolo pe geam, să învârte puțin pe veranda acolo și cu sfoară să pună jos un coș să le aducă mâncare. Alimente. De ce a rămas și nu a mutat-o? Că este un status scos. E multe bătaie în biserica asta. Credincioșii creștini, ortodox, armeani, copți, toți copții, da, da. Și că au ajuns la o înțelegere, la un status quo, nu e voie de făcut nicio schimbare. Nimic nu se mișcă aici, așa rămâne. Uh-huh. Și așa au rămas și asta. O și schimbă, scara. Când putrezește, pune una nouă. Dar tot de aia rămâne stânca. Intrarea este dublă, vezi? Una e zidită și una nu. O făcut așa ca să reamintească intrarea pe poarta de aur, pe unde se întoarcă Mântuitorul, aia zidită în zid. Poate suferințe. Biserica lui Elena era construită una pe Golgota și una deasupra Sfântului Mormânt. Mai stai aici un moment. Ea a dispărut când a venit aici invazia persiană în 614 și atunci dispare și Sfânta Cruce. O fi reconstruită încă o dată și distrusă. Și în 1004 a fost distrusă pentru ultima dată de un musulman, de un sultan de la din Egipt, El Hakember Amer Allah, care va înființa religia druză. Și mai vorbim despre religia asta mai târziu. Cine construiește încă o dată biserica sunt cruciații, cavalerii cruciați între 1099 și 1298, stăpânesc țara pentru 2000 de ani și ei fac biserica care vedem azi. De atunci până azi se construiește tot timpul. Pentru că Saladin i-a învins pe creștini, el spune, mă, ăștia se luptă între ei tot timpul. Ca să nu se lupte cine mai stăpâne aici, cheia va fi în mâna unei familii de musulmani. De atunci, de sute de ani, două familii de musulmani sunt cei care deschid în fiecare zi biserica și o închid. În secolul XIII, biserica era închisă și nu s-o dat să intri. Și atunci a venit Patriarhul la Sfânta Lumină. Patriarhul intră îmbrăcat într-o cămașă albă, fără buzunare, fără chibrit, fără nimic. Și iese cu luminarele aprinse din mormânt, se coboară un foc divin din cer. Stârpul ăsta de la mijloc, sunt trei stârpi, coluna de la mijloc e crepată. Se spune că nu i s-a dat voie să intre și a finit un fulger, a ieșit un fulger din coloană și a bubuit și a ieșit Sfânta Lumină. De asta oamenii vin și sărută coloana asta. Acum noi intrăm și vedem ce se întâmplă înăuntru. Aici a grăbat fulgerul. Da, de aici a ieșit foc și oamenii pun și bilețelii și sunt cruciurițe aici făcute de cursul sutelor de ani. În tot felul de limbi. Hai să ne urcăm întâi pe Golgota, că e deschis. Bine? Da. Începem cu Golgota. La început erau două biserici. Elena a făcut una pe Golgota și una la stânga, încă câteva zeci de metri, unde era Sfântul Mormânt. Acum este sub același acoperit totul. E o biserică compusă din multe încăperi, e un stil eclectic, pentru că începutul cruciații și continuă până în ziua de azi să mai fac lucrări. Hai să urcăm sus pe Golgota să vedem locul.
Oh, fantastic, nu-i nimeni. Bun, Sorin. Și aici stăteam la coadă altă dată de... De jos, de pe scări. Știi ce coadă este aici? Știu, păi stăteam de pe scări la coadă. Aici sunt ultimile opriri pe drumul Crucii, sunt 14 opriri. Asta e opriri numărul 10, de geamul ăsta. Aici soldații romani au dat cu zarul să știi cine câștigă veșmintele, că era dat dezbrăcat. Și pentru că nu se rupea cămașa, aici a dat cu zarul să știi cine câștigă veșmintele. Și sus, pe busaie grez, sacrificiul lui Isaac cu Avram, aici, deasupra ta. Mozaicul ăsta reprezintă sacrificiul lui Isaac cu Avram, care arată cum și-a jertfit viața Mântuitorul pentru omenire. Oprirea a 10-a. A 11-a oprire, în fața noastră, altarul ăsta, din argint, donat de familia medicii din Florence, este locul unde a fost pus pe cruce și pus cu cruce, nu? Cu cuile. Când a bătut cu cuile, măi, și-a pus pe cruce. A 11 oprire. A 12 oprire, sub acest altar, este un disc argintiu cu gaură, poți să-l atingi, este locul unde era înfiptă Sfânta Cruce. Catolicii te țin că 13 aprilie este la dreapta noastră, aici, unde arată Fecioara Maria cu sabia înfiptă în pie de durere, că și-a pierdut fiul. Asta e la catolici, ortodoxi nu e aici. Vă arăt jos un tipet ortodox. Și aici aveți discul argintiu, locul unde era înfiptă Sfânta Cruce. Aici poți să vezi că biserica asta e compusă din multe, parcă nu are nicio logică. Închiderile astea sunt construite una peste alta, fără nicio legătură. Dar cauza este că au fost construite în decurs de 800 de ani. Tot cât de puțin, cât de puțin. Da, fiecare a mai adăugat ceva. De asta nu crește legătură, parcă. Totul aici este ortodox. Fiecare credință are un colț. Cel mai mare colț, nu colț, aproape 90% e ortodox în biserica asta. Catolici, cei mai mulți în lume, au o mică parte din biserică. Armenii, o să vă arăt, au și ei. Tot ce este aici cu mozaicul, totul datorită lui Antonio Baluzzi, același arhitect care a construit foarte multe biserici, o să mai vedem din ele. Și la Ghețimane, și la Dominus Plevici, peste tot. Aici poți să stai aici, numai aici, o oră, la coadă. Am stat. Da, știu. Și mai mult de oră am stat aici, la coadă, acum nu-i nimeni. Azi e zi bună, nu este nici trafic pe șosea, deci, și nici aici. Dacă vă gândiți să veniți, în următoarea lună, o lună și ceva, numai bine veniți și în postul Paștelui. Nu la Paști, la Paști nu. Nu, zic în postul Paștelui, până se mai ridică restricțiile și nu e aglomerație. Aici. Asta e 13 oprire. Piatra Ungerii. Când vezi pe mozaic prezentat, l-a luat jos de pe cruce. Sub cruce se vede căpățâna lui Adam. L-a pus pe Piatra Ungerii. L-a uns cu mir. L-a învelit în giurgiu și l-a dus la ultima oprire, la 14 oprire, la Sfântul Mormânt. Și asta e piatra Ungerii, la 13 oprire pentru ortodoxi. Și oamenii vin și pun aici lucruri să le sfințească. Ești cu diplomat, te acolo zori la fiță tu? Ei, pasă. No problem? No problem. One? Yeah. Anse. Dov. Te bagă fără coadă, intră. Nu e lume multă.
la Sfântul Mormânt. Intrăm în Sfântul Mormânt. Ok. Okay, give me some oil. From Romania. Ah, Romania. He had a son. He's a priest. Este Sfântul Mormânt și biserica a fost construită peste Sfântul Mormânt. Aștept să iasă pelerinii care sunt înăuntru ca să pot să intru și eu. Mare încărcătură. Înconjoară biserica. Hai să-ți dau ulei. Vine la preot, ulei de la candele, de la Sfântul Mormânt. Să facem un pomelnic, să-i dăm un pomelnic. Da, da. Asta e șeful principal aici. A. Deci nu este voie de filmată, nu știu. Ok, aici poți. Da? Nu mai Sfântul Mormânt. Asta este biserica. Acum. Ce se întâmplă când vine împărăteasa Elena, aici era un cimitir, era un munte mare cu mormite săpate în stâncă. Ea, de jur împrejur, de pe toată afară, lasă la mijlocul numai stânca în care se află aceste două mici camere. Prima cameră când a intrat, anticamera, se numește Camera Îngerilor, pentru că acolo îngerii au așteptat când a venit după 3 zile, a spus, ce doriți, l-a spus că o să învieze, au găsit numai giurgiu împachetat și nu era nimeni. Al doilea era locul unde se punea corpul celor care ucida. Era lui Iosef din Aramatia, care a fost donat pentru Hristos. Capela asta se numește Rotunda, tot ce este aici făcut cu bani ruși, de la țarii ruși. Și în față, de aici iese focul la... Hai să mergem ceva aici în spate, să vedem ceva. De aici iese lumina la Paște. Sfânta lumina iese de aici, înăuntru. Intră înăuntru, căutat, se vede că n-a nimic cu care se aprinde și este cu luminări aprinse. Aici este capela copților. Nu e legată de Sfântul Mormânt, de la capăt. Aici erau picioarele. Și aici întotdeauna este un călugăr copt, când vin oameni și nu au timp să aștepte, poate să prinde și aici luminare și să închide. Aha. Acum la stânga. Aici de obicei e o coadă enormă. Știu, de jur împrejur. De ore. Am stat 3 ore la, da? Da, da, normal. Ești normal. Dumnezeu m-a primit acum și m-a ajutat să intru. Aici se poate vedea cum erau mormintele, vezi? Sunt aici, în stâng, se poate găuri, se băga corpul. Era o stângă rotundă care o rostogolea și se închidea.
ca să nu intre animalii, ca să nu iese mirosul. Ăsta era obiceiul înainte cu 2 milioane, cine avea bani. Iosef din Arimatea era un bogat, din cauza asta a avut un mormânt pregătit pentru familie, care s-a dus la Pilat și a spus, permite-ți să îl pun pe acest Iesua în mormântul nostru familiar. Așa devine ăsta locul Sfântului Mormânt. Aici totul e natural, nu s-a atins de nimic. Cum era prima biserică, în secolul IV. Că prima biserică era deasupra Sfântului Mormânt și aici. Era o grădină și după aia era Golgota, colina unde a urcat. Acum continuăm. Îmi pare bine că puteți întâlnești. Și mie, da, da. Nu, că Dumnezeu m-a lăsat. Nimeni nu are voie să facă o poză măcar, nu de filmat. Nici serios? Poză, nu e voie. Pentru că coadă așa de mare, că dacă fiecare făcea o poză, nu se vină niciodată. Da, da, da. Dar i-am spus că tu ești de acolo. M-a ajutat Dumnezeu să vadă și alți oameni. Asta e colțul catolicilor. Din toată biserica asta pentru catolici, numai partea asta. Asta e tot. Și acolo încăperi unde poate să facă rugăciuni și asta e totul. Că majoritatea e ortodoxă. Pe unde? Continuăm, continuăm. Mergem la Biserica Armeană și la locul unde a fost găsită Sfânta Cruce. De către Sfânta Elena. Da. Asta e ceva nou care n-ai văzut tu. S-a redeschis nu de mult. Aici e locul unde se vede că era ținut cel care era condamnat să fie pe cruci, vezi? Îl băga cu picioarele aici și aici era ținut. Semi-închisoare, înainte dus la execuție. Nu știu când ai fost ultima dată, s-a deschis înainte cu 2 ani, 3 ani. N-am fost aici. Sigur. Acolo înăuntru ce este? Nimic, un altar, aha, un căciun. Măi, toate sunt făcute în diferite timpuri. Exact, da. N-are nicio legătură. Când te uiți la stâlpi, când te uiți la arhitectura stâlpilor, unii sunt cu finișați în mod corintii, unii sunt lipiți unul de altul, parcă ce legătură are unul de altul? Dar sunt diferite secole. Acum avem aici câteva altari. Este altarul dedicat hainelor lui Hristos. Și este pentru Longinus. Longinus era cel care cu surița un fipt surița în trupul lui. Și pentru că a vrut să-l ajute să moară, parcă, a fost decapitat după aceea. Iisus înțeleg că ăsta este Mântuitorul. Atunci, dacă mergi la Vatican, la dreapta, altarul principal, îl vezi stând așa un om cu suriță, ăsta e Longinus. Locul cel mai de onoare, în Vatican. Aici, avem un altar, se numește altarul Biciuirii. Sub acest altar este o mică parte dintr-un stâlp de piatră de care era legat cel care era condamnat să fie executat. Cel executat, întâi era biciuit, flagelat cu un bici, cu bucățele de fier și de sticle, că spatele era deja o emoragie. Ăsta era locat la două opriri. Prima oprire era unde a fost judecată, Palatului Antonia. Nu mai există. E o școală acolo. A doua opriri este o mănăstire catolică și acolo se spune că era o bucată din acest stâlp. Era stâlpul. Dacă vii și sunt aici mulți turiști, se vezi că pun urechea pe altar. Când spun, dacă pui urechea, poți să auzi țipetele celor care au fost biciuiți. N-am nicio responsabilitate dacă se aude. Eu trecut 2000 de ani și asta e ceva nou. Coborâm acum la Biserica Armeană. Armenii sunt una din primele națiuni care au adoptat creștinismul.
Hai să ne coborâm mai jos. Dacă ei stau aici, noi ne coborâm jos, după aia explicăm aici. Să nu fie... Suntem numai noi. Vine-te jos. După aia venim aici. Ca să nu ai voce, alte voce acolo. Da. Nu sunt oameni aici, putem să ne permitem să fim noi singuri peste tot. Măi, așa ceva e foarte rar. Păi știu, și niciodată n-am... Ăsta e rar, să știu. De câte ori am fost? Nu, am fost aici înainte cu o săptămână, era coadă mare. Da, ți-am zis că Dumnezeu când vrea... Iată, testul la mine nu e numai la aeroport, ci aici. Ok, asta este capela Sfântă Împărăteasă Elena, cum vezi acolo lângă cruce. Se spune că când au venit, i-au căutat unde este Sfânta Cruce și s-au spus să sape pe aici, o săpat și-au găsit aici, în locul ăsta, trei cruci. Nu știa care este Sfânta Cruce. Le-a scos afară, trecând o mormântare, o atins mortul cu crucile. Crucea care a înviat omul era Sfânta Cruce. A rămas aici până în secolul VII, când a fost dărâmată biserica de către persani, în 614. Atunci a dispărut și a fost reîntoarsă de un rege creștin, însă după ce au venit musulmani. Persenii nu erau musulmani, erau persani. Musulmanii cuceresc Ierusalimul 638, nu mai găsim de atunci. Nu știm unde este, sunt moaștri la Sfânta Cruce, multe locuri. Nu vreau să discut, că dacă le adun pe toate, pot să fac un portavion. Fiecare spune care moaște. Dar de aici au ieșit și nu au mai rămas. Aici nu s-a făcut nimic, a lăsat în mod natural locul. Ăsta e locul unde a fost găsită Sfânta Cruce. Nu totul este deschis încă, știi? După peretele ăsta zidit, este încă o încăpere. Eu am fost odată ca ghid, se intre pe la armeni pe acolo, încă o biserică jos. E ceva care e monumental, că 800 de ani s-au construit și nu tot s-a deschis, nu i-au închis, tot felul de chestii. Armenii când fac slujba, fac și în mormânt și se coboară aici, că asta e biserica armeană. E mozaic, putem vedea diferite biserici din Armenia, când la mijloc, unde e fata asta, în spatele ei, este parcă corabia lui Noe, pentru că tradiția spune că corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat, care se află în Armenia. Uite, asta e corabia. Și restul sunt diferite biserici din Armenia. În mod normal nu se poate merge pe aici. Se privește de la intrare numai. Trebuie că e deschisă. Acum e deschisă, pentru că tu ai venit. Da, da, de obicei închis. Păi dacă era mult lume, am avut nu semn se de... păstra la fel mozaicul, dacă toți mergeau pe aici... Semn de azi dimineață, Fredi, când am ieșit pe terasă la 7 dimineața și am văzut curcubeul la mare, zic că Dumnezeu asta mă primește... Asta Dumnezeu. Da, da, Dumnezeu mă primește... Asta e semnul că nu o să fie încă o dată potop, știi? Asta da. Este scris. Când am scos curcubeul, să se știți că nu o să mai fie încă o dată potop. Să fie Putin, nu potop. Și aici o renovat. Când ai fost ultima dată, nu arăta așa frumos. Nu. În ultimii ani au renovat aici. Asta aparține de armeni, nu? Da, asta e locul armenilor. Acum, care e chestia? De ce este așa o coadă mare întotdeauna? Că toți au același Dumnezeu, același Hristos, fiecare se roagă în alt timp. Nu se roagă împreună niciodată. De fiecare dată când vine să tămăduiască Sfântul Mormânt, închide. Odată ăștia, odată ăștia. Și toată ziua e la fel. Am omis ceva, vreau să arăt. Am încă două rupe să vedem aici. Oh, ne mergi bine, mă. Cât e ceasul? 12:30, e foarte bine. Ieșim de aici, mergem și mâncăm? Încă nu. Încă nu se cuvine mâncare. Da, vrem să mâncăm. Suntem pe drum, dar mai vreau. Mai sunt deja două rupe că trebuie să ne filmez. Da. Importante. Alana, bună! Colegii. Da. Cu ăștia trebuie să fii... Foarte bun prieten, nu? No. Foarte, foarte mare diferență. O plecat, dacă nu-ți arătam pe ceva aici, dar dacă el a plecat, nu poți să... Ah, 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 bine. Aici e tezaurul. Tezaurul bisericii.
cele mai importante icoane și sfinte. Intră aici, intră. Hai, te rog. Intră. E ora stângă. Te rog. Aici, în vitrine, astea sunt cele mai importante moaște din biserică. Deschis întotdeauna. De asta mi-a părut rău când am văzut pe el și am spus bună. El e șeful aici. Nu te rămas între cineva. Toate vitrinele astea sunt pline cu moaștri a sfinților și a importanților oameni care au slujit la Sfântul Mormânt. Și pentru că e tezaur, nu e deschis tot timpul. Nu e la anumite ori. So many people, huh? Yes, they're still coming. Next month, they start coming now. Sure. With the help of God. Only He can bring them back. If you finish the Corona, we start the war in Ukraine. Problem. Big problem. Today I work, I don't see TV. It's better. Big problem. I feel sorry for these people. Suntem în capela lui Adam, așa se numește locul. E, prin geamul ăsta, vezi stânca originală, Golgotei, cum o crăpat. Când și-a dat sufletul, Mântuitorul, a fost cu tremur de pământ și s-a crăpat stânca, s-a făcut noapte, a crăpat stânca, sângele lui a picurat pe căpățina primului păcătos, al lui Adam. Și-a mântuit de atunci toată omenirea. Locul ăsta a fost folosit ca cimitir pentru regii creștini în timpul regii cruciaților. După ce au venit musulmani, au aruncat de ce mormânt, așa că nu le căutați. Hai pe aici. Mai este un loc care e închis de obicei. Dacă prietenii mei acolo sunt deschise pentru tine, hai să vedem. Este locul unde ia loc slujba de înviere. Iese din mormânt cu lumânări. Aici se prind lumânările, știi? Cine vine aici ca pelerin, ia buchet de 33 de lumânări și le prinde aici. Dacă vrei, când întoarcem să iei ceva, o să se arătunde. Uite, e închis, da? Incredibil, am fost de atâtea ore aici, totdeauna e coadă, înconjoară, stai câte 3-4 ore și acum nu e nimeni la mormântul sfânt. E... Cât timp? 10 minute? Nu vine să mai intru o dată, așa de puternic este sentimentul când ești înăuntru acolo. Acum curăță, nu putem intra. Nu e nimic, aici ne uităm de afară. Ia loc slujba la învierii. Aici era ceva cu buricul pământului, da, sau nu știu ce. Al doilea acolo, piatra aia rotundă, asta e buricul pământului. Deci ce e pus acolo? Că e la mijlocul drumului, între Golgota și Sfântul Mormânt. Deci așa îi zice buricul pământului. Buricul pământului, da.
Deci mă uitam și acum, uite, nu-i nimeni la, la Mărântul Sfânt, vine să mai intru o dată, serios. Poți să mai intru, când mi-am dorit. Nici o problemă. Asta e ceva unic. Nu suntem, da. De obicei se văd că nu este nimeni. Nici preotul nu stă acolo. Așa m-am emoționat când am intrat acum, că nici nu știu ce am filmat, dacă am filmat bine, dacă am ținut camera bine. Mai faci un tur, mă. Deci nimeni nu țipă, n-ai voie să faci fotografie acum, că nu este nimeni la coadă. Ne spun. Da, da. Frumos. Poți intra. Da, o să mai intru o dată. Bine. Lasă rucsacul aici, Freddy. Bine, sunt eu. Altarul armean. Așa. De aici priveau femeile pe Hristos, pe colină, pe curuce. Și aici se aprind lumânările, cine vine să aprinde lumânările de la Sfântul Mormânt. Acum, trebuie de înțeles. Locul ăsta era în afara cetății. La evrei n-ai voie să ai un corp mort în oraș. Toate cimitirile sunt în afara orașului. Locul de execuție avea loc într-o fostă carieră, care era la intrarea în oraș, așa că oamenii să-i vadă pe cei pus pe cruce să le fie frică. Uh-huh. Din cauza asta era locată pe colină să fie văzut și era în afara orașului. Când o să înaintăm, noi o să ieșim prin poarta judecății, pe unde au ieșit ieri din cetate atunci. Cum am văzut aici, de la oprirea 10-a până la 14-a. Acum vedem câteva opriri când mergem în jos. Atunci las camera pornită. Alan, Alan! Harka Neagheile! Ce face? Harka Neagheile, harka. Hello! Deloc că ne-am gădurul ăla, până ne-am văzut. Bună ziua! Iftahtilu! Lăsă să mergem după aia la creștinul ăsta. Codem cu orhim de hort. Leo, rățeta, humus, șamba... Mâncăm ceva ca lumea. Au și altceva în afară de humus, nu? Și ăsta are restaurant, dar e mai... ăla e mai nu, bun. Să fie ceva bun, Freddy. Da. Nu facem economie, trebuie asta să... e cel mai bun humus din Ierusalim. Trebuie să ne simțim bine. Da, da. Nu, și facem și o parte din drumul cruce, aproape da. Totul. Alan, Alan, seder. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Lolo. Lotu, da. Am lumânări și tămâie că merg des la Muntele Athos. Știi acolo la Muntele da, Athos da. De două ori pe an, cel puțin. Și atunci tot mi-am cumpărat de câte ori am fost. Asta mă cheamă să mănânc la el. Am mâncat sâmbătă trecută, ne-a frecat, mă. Nici mâncarea nu era cine știe ce și... Nu. Am umflat un piață, mai, eu știu cât costă, ți-am spus că sunt eu. Da. Cum faci așa ceva? Asta e încă o biserică, fac, asta vezi, e evanghelistă luterană, a treia biserică care a făcut-o Wilhelm al II-lea. Măcar că ei cred că Sfântul Mormânt nu e aici, știi? Luteranii și protestanții au un altul care spun că acolo a fost Sfântul Mormânt. Însă ca să fie sigur, a făcut și una aici, lângă Mormânt. Că vin cu evanghelii, protestanți pentecostali, mergem la o grădină în Ierusalim, unde și acolo s-a găsit un mormânt din primul secol. Și ei dețin că acolo a fost. Nu ne luptăm, fiecare cu credința lui. Da. Acum ieșim din cartierul creștin, intrăm în cel musulman. Asta e de acum cartierul musulman, care de fapt e cel mai mare. Da, acum, știi, vezi, încă o dată, mulți bărbați iese de la rugăciuni, vezi, are un covoraș mic sub mână, este covorașul pentru rugăciuni. Hai! Cum ne merge așa cu timpul, putem face și Ghețimani după aia. Da. Când pleacă tot poporul ăsta acasă, putem să intrăm. Vedem dacă se mai îndreaptă vremea. Da, se îndreaptă. Măi, avem timp. Da, da, avem timp. Acum e unul. Tu faci programul întreg. De aici, cine mai rămas acum, de fapt, e Sfântul Mormânt.
Așa? Stai. Și mai fac un tur panoramic în Ierusalim. Să da. Vezi Parlamentul, Muzeul Israel, da. Unde sunt manuscrise din la Marea Moarte. Chestii din astea. Au suferit și oamenii ăștia care fac comerț, când a fost pandemia și nu mai venit turiști. Era așa, închis peste tot. Tot închis. Aici încă nu totul, pentru că asta e și piața localnicilor, care vin să cumpere aici, vezi, aha. Magazin de mâncare și din astea. Dar mulți. Ăștia vin după moschei, oamenii pleacă acasă, cumpără mâncare. Cumpără pește. Asta nu în fiecare zi. Vinerea, ei fac mai multe terapii din astea cu mâncare pe aici. Cu pește, proaspăt. Că au multe, mulți clienți care trec. Noi mergem acum în direcția opusă. Drumul Crucii merge de jos în sus. Aha. De asta el cade de 3 ori când merge cu crucea. Vă cade de 3 ori sub povara cruce. Acum hai să luăm la stânga să vedem oprirea 8-a aici. La 8, aici, întâi, asta e a 7-a oprire. Spatele nostru e a 7-a oprire. Aici era poarta care se ieșea din cetate. În sus nu aveai voie un corp mort în cetate. A 7-a oprire, unde iese din cetate, poarta judecății, unde cade pentru a doua oară. Haide-mi puțin sus, nu mult. Cum e scris sus, oprirea 8-a, îl vezi pe Hristos cu crucea și femeile Ierusalimului stând aici, îl așteptau pe drum și plâng pentru soarta lui. Și aici el a prorocit, nu plângeți pentru mine, ci pentru același oraș, că nu va rămâne piatră pe piatră și copiii vor fi morți. Și aici a făcut o cruce și scrie Iisus Nica. Iisus o învins, grecește, că pe timpul lui nu exista această clădire. Pe aici se mergea direct la Golgota. Pentru că s-o clădit, o lăsat-o mai asta ca amintire. Aici e o mănăstire. Acum ne reîntoarcem la drumul crucii. Și ce să fie aici la Paști? Mergi parcă în noți, așa, cu mâinile, ca să-ți faci loc să poți să treci. Eu de Paști, de obicei, nu lucrez. E pauză, la Sfânta Lumină? Nu, e nebunie. Nu e pauză, e nebunie, mă. Și am fost o singură dată. Am avut încă o dată un român important, care avea bani, dormea la King David, la suita prezidențială. Uh-huh. Nu a făcut în economie de nimic, avea bani. La fiecare oprire este și o mică capelă. Dacă vrei să fotografiezi aici, o mică capelă la fiecare dintre două toate sunt deschise. Asta întâmplător e deschisă. Uh-huh. Asta, de fapt, era drumul făcut de Adrianus. Aici mai vezi culoanele din timpul lui Adrianus. Și e închid cetatea. Poliția nu dă voie să intre nimeni la Sfânta Lumină. Uh-huh. Și am avut noroc că îl chema Angel. Angel e cea mai mare putere din Ierusalim. Am venit, poliția mă oprește la poarta Geafa. Unde duci? Spun, mă duc la Sfântă Plângere. E evreu, ce vrei de mine? Ce vreți? Da, Angel, Avram Angel îl cheamă. Pașaportul, mai, e la King David, trebuie să mergem pe așa, glumeați pe pașaportul, mi-a dat să trec. Am ajuns cu el, am dat șperță, tot cine trebuia pe drum, l-a băgat la Sfânta Lumină. O singură dată am văzut asta. Continuăm în jos. Da. Deci ai văzut Sfânta Lumină cu mine? Da? Știi, nu poți să vezi ce se întâmplă în mormânt. Acum asta e chestie de credință. Că nimeni nu vede. El intră, e controlat, că n-are nimic ucis de foc, nu mai rămânări în mână și iese cu rămânările aprinse. După aceea, de la unul la altul trece lumina și de aici până la poarta Geafa și de acolo merge toată lumea cu avionul.
vine și în România, desigur. Oamenii, pelerinii normal, stau la poarta Jaffa și văd pe un ecran mare transmis direct de la biserică. Aha. Eu am intrat așa cu... Am văzut pe YouTube o grămadă de filmulețe, cum vine lumina de sus. Și cum pun oamenii mâna pe foc, așa, când primele secunde nu arde. Da, nu te arde. E, am trecut de oprirea 8-a și 7-a, următoarea, unde sunt ăștia, e casa lui Sfânta Veronica, așa s-a oprit. Aici când a trecut el... L-a șters cu patista. Șters cu mahrama și a rămas în preta feții sale pe acea mahrama. Și asta e oprirea 6-a. Fiecare oprire, asta e ceva nou. Ceva din Italia a donat niște lucrări făcute în fier, care reprezintă ce s-a întâmplat la fiecare oprire. Întotdeauna era scris numărul opririi, 6, și acolo vezi, vine și șterge fața. Și la fiecare oprire este o mică biserică, ceva așa aici, și este jos făcut așa ca razele soarelui, care l-a dus lumină jos pe păvat, arată parcă razele soarelui. Și acolo în ce limbă scrie? Asiriană, cred. Asiriană? Da, asiriană. Arată destul de ciudat așa, nu prea am văzut așa litere. Că nu citești ziarele asiriane de obicei tu. Uh-huh. Nu e în limba română. Cine mai citește ziarele astea? Nu țin minte când am cumpărat ultima dată un ziar, știi? Ala. Tot da. Viduc, așa, exact. Când le spui tot da, eu le spun, mă, israelian, ce vrei de cap? Te las. Îmi spun ăla cât scrie, știe? Îmi spun ăsta, mă, este israelian. Știe tot de șmecherire. Dar știi, adevărul că sunt negustori aici care au și obiecte originale, de antichitate originale. Da, dar vezi, dacă nu știi, n-ai de unde să știi. Că le-au furat. Da, arabii fură, tot ce găsesc, iau și le vând așa. Nu-i, pe sumână. Nu-i de lege, dar da. Acum ne apropiem de a 5-a oprire. A 5-a oprire este locul unde soldații romani au prins un om care aștepta pe stradă de Simon din Chirineu și i-au poruncit să-l ajute să meargă cu crucea, că era frică că nu o să aibă putere să ajungă până la Golgota, până la locul de execuție. Și atunci se spune că el s-a sprijinit cu mâna de perete și imediat se vede perete aici, piatra, pe care se vede parcă ampreta mâinii sale. Adevărul că nu e posibil, pentru că trebuia să aibă o mână de vreo 7 metri lungime. Dar îi spun că o scos-o de la casa originală și o plecat-o aici. Că pe timpul lui era nivelul mai 7 metri mai jos. De-au fost luate. Aici o să mâncăm după aia, la Bușucri. Ai mai mâncat? Se mănâncă bine? Da, este cel mai renumit. Ah, super. Păi hai să intrăm, hai să intrăm acum, da. Trebuie să filmezi puțin aici, vin ce eu imediat. A? Să filmezi puțin aici, da, cu mânda astea. Alan. Alan. Arbaim. Nu. Nein. Ich habe gelesen, von Alaish ist vergangen. Kebab. Hä? Rak kebab. Ken? Kebab. Salam alaikum. Yes? Kebab. Evo Sherchevich, nein. Schnein. Wo ist denn? Stage. Sind wir hier? Ja. Am venit la restaurant. Hä? Spuneam că am venit la restaurant, o să mâncăm ceva. Abu Shukr aici în cetate e cel mai renumit. Cel mai renumit hummus și kebab. Super. Noi trei stele Michelin. Ne-a adus salatele. Asta este hummus. Asta e masabaha. Masabaha. Și asta e hummus. Și asta e hummus. Ceapă, roșii, curături. Asta e falafel, Freddy, nu? Falafel, fantastic. Și asta e un sos spicy. Super. Super spicy. Super spicy.
Vedea bun. Nu se religiozi, trebuie să spui rugăciunea lui Dumnezeu că ți-a adus mâncarea. Normal, nu? Chiar dacă fiul meu nu-i preot, eu mă rog în Dumnezeu. Da, da. Da, da. Trebuie să fim lipiți din găperete, cel mai ușor. Ne apropiem. Da. Ei iese de la stânga, de aici, drept înainte, zidul plânge, nu mai vin de acolo. Este aici, este aici. Așa, da, eu te văd. Merg înainte, majoritatea sunt bărbați, vezi? Da. Sunt și femei, dar majoritatea sunt bărbați. Unde mergem încotro? Înainte. Unde mai puțin în lume. Da. Acum vezi, clădirile care sunt cu două etaje, așa, poți să spun de când sunt. Da. Până în 1891 erau toate la un etaj. Când a venit calea ferată, a venit șina de fier. Uh-huh. Atunci a început să facă cu două etaje. Înainte de asta, toate Ierusalimul era de un etaj. Astea sunt grăniceri. Sunt și fete și băieți. Aștia doi. Grăniceri, ei sunt cei de pază în cetate. Și fetele astea sunt numai puțin buni decât băieți. Și fac... Au lichidat mulți teroriști astea. Nu vine să tragă de aia. Dacă vine cineva și atacă pe cineva aici, au de facere cu ele. De obicei nu sunt probleme, pentru că și când vine un din ăsta care vrea să fie șahid, să moară ca un erou lui Muhammad, de obicei se acață de unul cu perciuni, care sunt sigur că sunt evrei, știi? Că din greșeală să nu moare un creștin sau un musulman. Da. Sucuri, freșuri. Asta e ora lor de câștig acum, când iese de la rugăciuni și sunt înfometați, vin să bea, să mănânce. Vezi, aici la stânga, poți să vezi cum arăta o piață turcească. Este exact stilul ca la Istanbul. Ca la bazar, la Istanbul. Exact. Că e făcută de turci, toate astea sunt de turci. Acum mergem la
participi la un control de securitate? Da, da, ca să ne rucsacul. Da. Și mergem la zi de plângere. Și ne întoarcem la biserică prin alt drum. Să mai filmeze altceva. Hello. Yes, where are you from? Romania. Romania, okay, welcome. Thank you. Bag in the machine? Yes. Ken. A berek shelly. Berek shakha? Ken. Phone on the table. Yeah. Et a berek ani lo yechol lasim. Et a telephone b'maftichot samti. Am sunat, i-am spus, ăsta e numai genunchiul meu, nu pot să-l pun pe masă. Că am scos cheile și telefonul. Dar genunchiul sună câteodată. Depinde... Acum să înțelegi un lucru. Noi suntem acum pe nivelul din 2022. Sub noi sunt câteva etaje în jos. Da. Aici poți să vezi că a fost reconstruit și reconstruitul făcut. Asta e o stradă din tipul bizantin, de exemplu. Jos. Din timpul Imperiului Bizantin. Da. Deci acolo era nivelul. Da. Și este și mai jos. Bizantin, noi vorbim de secolul 6. Înainte că au cucerit musulmanii. Cam cât sunt? 7 metri, Fredi? Sau cât sunt? Da. Jos, cam așa, în regulă. Este, este aici un tunel. Tunelul Zidul Plângerii, care coboară jos vreo 4 etaje. Și mergi pe jos de aici până în celălalt capăt. Oh. Mergi pe strada Erodiana lui Ierod cel Mare, care era strada la, lângă zid, cum e aici. Numai că s-a reconstruit de atâtea ori, că tot ce vezi acum din zidul ăsta, e numai o mică, mică, mică porțiune. 60% e subteran. Nu că l-au construit subteran, dar acolo era baza. S-a dărâmat și s-a pus. Acum ce vezi aici e numai 40%. Din înălțime și vezi aici de la dreapta la stânga vreo 88 de metri din 386. Un nimic. Că restul casele sunt deja lipite de zid. Acum noi ne coborăm în partea bărbaților, că la dreapta merg femeile, la stânga merg bărbații și este un gard la mijloc. Păsărela asta duce spre deal spre Moschea El-Aqsa, pentru credincioși. Noi nu suntem credincioși, tu și eu. În cursul săptămânii se poate urca și cu turiști, pentru timp de la 11 până la 1. Uh-huh. Și n-ai voie să urci cu o Biblie sau cu o cruce, cu nimic care nu-i ceva musulman. Tâmpiți, nici cu un laptop. Le frică că pe laptop ai Biblia, mai și pe telefon am Biblia. Păi și ce, le frică de Biblie? Da. Acoperiți capul. Eu am o amintire de aici, asta pot să iei acasă. Asta nu se dă înapoi, asta sunt donate. Cine vine să facă aici o bar mitzvah, donează, dacă vrea. Acum, oamenii se roagă, vezi, nu sunt așa multe, femei sunt mult mai emotive. Da. Care e cauza? Noi suntem șmecheri, la bărbați avem aer condiționat, la femei nu. Intrăm acum și să vezi. Bărbații au încăperi care e lipită de zid cu aer condiționat. Vara e răcoare, iarna e cald, nu plouă, nu ninge, nu nimic. Femeile se roagă așa tot timpul. Bilețele poți să pui și aici, cine pune un bilețel, poți să pui și înăuntru, că zidul ăsta e același zid, numai că în continuare casele s-au lipit de zid. Și aici au făcut un loc ca să poată să meargă oameni. Cu cât cobor cu ochii de sus în jos, pietrele devin mai mari. Și știm care este construcția herodiană, că vezi, are o fază. Asta e semnul, așa era construit pe vremuri. Vezi faza? Care merge de jur împrejur. Acum, astea sunt pietre micuții. Pietra cea mai mare când întărește, e cu temoa.
570 de ton, o bucată. Sus de 400, 360. N-avem explicație exactă cum au fost cărate. N-avem. Ca și alea de la Machu Picchu și din... Machu Picchu sunt micuțe, mă, nu este așa de mare. În Liban, la Baalbek, este una de 1000 de ton. Dar nu ridicat încă. O pregătită trebuie să fie ridicată, mă zic. Habar n-avem. Se spune că... Extraterestri. Extraterestri sau contragravitație cu sistemul, cu unde sonare. Sunt tot felul de conspirații. Poți trebuie pe internet, sunt o mulțime. Dar asta este zidul. Acum, noi nu numim zidul plângerii. Noi numim zidul de Occident. Nu era o parte din templu, să înțelegem. Templu era la mijloc. Asta era un zid care înconjura templu. L-a înconjurat cu zid imens, ca să umpli cu pământ, erau cel mare, să facă o suprafață mai mare, să poată să construiască un templu enorm. El nu era evreu, de fapt. Era din Edomia, cetatea. Ei au trecut la, la religia iudaică și el a vrut să arate poporul că el era rege, că eu sunt mai mult decât toți, mai evreu decât toți. Și a făcut cel mai frumos templu din lume, se spune. Era de 3 ori mai înalt decât cupola asta de aur, din marmură de Carrara și cu aur. Am pierdut, n-am văzut-o. Acum noi intrăm ca să privim în jos, să vezi cât e de adânc, că nu poți să vezi la maxim, dar poți să vezi mult mai adânc. Hai să intrăm. Asta e partea bărbătească, da? Rugăciuni se roagă oamenii de 3 ori pe zi. Aproape-te, vine, vine cu oameni. Uite-n jos. Sunt vreo 3 etaje și așa merge tunelul ăsta, de aici, încă vreo 250 de metri până în capăt. Hai, vezi aici cu geamă, poate mai bună. Nu, nu e mai bun, nu e luminat. Nu, tot ce vezi, vezi de pietre de sus. Aici e tezaurul, de fapt. Toate dulapurile astea sunt pline cu sururi de toră. Aici poți să vezi un sub de toră, micuț. Tora sunt primele 5 cărți din Biblie. Și sunt scrise pe piele de animal curat, rostogolit așa. Sunt înăuntru vreo 386.000 de litere. Și nu este voie să fie o greșeală. Dacă este o greșeală, se aruncă, e anulat. Ia vreo 2 ani jumate să fie scris, că trebuie să fie scris de un scriitor special, care este specialitatea lui, cu cerneală specială, cu... Deci tot e manual. Tot e manual. Și la ultima literă, dacă este o greșeală, se aruncă. Costă vreo 250.000 de dolari, 300.000 de dolari, așa un sud de tora. Wow. De obicei se adună bani de la donații. Poți să donezi 1 literă, poți să donezi 10 litere, cum vrei. Și aici sunt multe sururi de tora. În fiecare dulap din asta sunt sururi de tora care se deschid sâmbătă, se citește din ea sâmbătă, luni și joi. Aici sunt oameni care au donat bani. Filin, am vorbit. Azi nu vezi nimic că a pus tfilin. Dimineața sunt mai mulți. Unii se roagă cu tfilin toată ziua, pe cutiuța asta pe cap. E scris în Tora să mă ții minte în fiecare zi între ochii tăi și lângă inima ta. Din cauza asta, cutiuța este pe ochi și una pe stânga, lângă inima. Astea sunt mesele pe care se deschide un sub de Tora. De ce se mișcă unii așa? Ai nimic, asta nu e ca să intri într-un timp de concentrare, asta e tot.
Nu își bate capul în perete. Da. Sunt români care crede că își bate capul în zidul prâncerii. Nu. Da. Zidul ăsta, început să-ți spun, se numește zidul de apus pentru noi. Zidul plângerii a venit denumirea de la musulmane care stăteau în secolul XIX sus la moschei și auzeau că ăștia vin să se roagă. Și parcă plângeau, Doamne, că nu să avem câteodată casă construită. Și au zis, măi, ăștia că vin să plângă, se vede că e zidul plângerii. De aici a devenit denumirea de zidul plângerii. La noi nimeni nu spune zidul plângerii. Ah, okay. Spunem zidul de apus. Că asta era în parte de apus a templului. Templul era la mijloc. Partea de răsărit era partea care e spre Ghețimani. Mm-hmm. Ah, mai avem datorii la Ghețimani. Hai. Am uitat. Mă gândeam acum, ce mai îți arăt eu înainte când mergem la Parlament și asta. La Ghețimani, avem mormântul Maicii Domnului și Ghețimani. Ca să scoți bani israelieni, poți să scoți la Tel Aviv când intrești la hotel, da, acolo da. Este de jur împrejur, la sigur. Da. Acum, asta e cartierul evreiesc în fața ta, vezi? Uh-huh. Aici, adevărul că toate clădirile care le vezi în coa, este de obicei Ișiva. Ișiva e un liceu teologic. Da. Nimeni nu are bani să cumpere aici, puțini au bani să cumpere aici o locuință. Majoritatea sunt școle teologice. Uh-huh. Mergem la cetate, începe să picure. Da. Poți să iei dacă vrei ca amintire. Nu, las că scrie plis retân. Mai am acasă, mai am vreo 3. Hai din astea. Aici se adună oameni, în zile de sărbători, 250-300 de mii. Da. Avem sărbătoarea... Socializează, stau de vorbă, ce nu, sărbătoarea de Iom Kippur, când cerem iertare la Dumnezeu, să mai trăim un an. Și atunci, în fiecare zi de dimineață, se merge la sinagogă, se sună căciun de cere iertare, și în seara de înainte de Iom Kippur, se adună aici tot să cântă. O să arăt eu după aia pe YouTube, e o nebunie. Acum, ăștia cu perciuni, vezi? Da. Au pantaloni de alte, diferite de noi. Da. Au pantofi care nu se cumpără niciun magazin. Toate sunt de-a lor, din alt secol. Cei mai extremiști, de unde sunt? Din România? Ardeal, satul mare. Da? Sat mare, așa sunt numiți, sat mare. Norocul nostru că majoritatea locuiesc la Brooklyn și la Williamsburg. Ăștia nu respectă nimic din statul ăsta. Ăsta nu trebuie să existe statul, când nu a venit Mesia. Ăștia sunt mai prieteni cu Ahmadinejad și cu toți dușmanii noștri. Ce avem și aici din ei. Ei nici nu vor bani de la stat pentru copii. Că asta înseamnă că... Recunosc statul. Ce-am făcut. Da. Ei nu merg la armată. Ei nu fac nicio datorie pentru noi. Și cu cât căciula e mai mare și cu mai multe blană, nu înseamnă că sunt mai sfinți. Aha. Asta e numai un fel de îmbrăcăminte. Da, da, înseamnă că au mai mulți bani. Rabin, căciulă mai mare. Rabin e ca un preot. Da. Cine a făcut școală și a trecut examen, devine rabin. Nu fiecare bărbos e rabin. De obicei, ca și la creștinii ortodoxi, nu poți să fii rabin dacă nu ești căsătorit. Nu poți conduce o comunitate dacă nu ai familie. Soția, de obicei, îl ajută, cum e o preoteasă și soția rabinului. Ea nu devine rabin, sigur, dar îl ajută. Schimbă tura. Grănicei sunt îmbrăcați așa, verdi. Da. Poliția e în albastru închis. Soldații verde obișnuiți, verde armat. De aici nu este armată aici, numai grăniciorii. Ei aparțin, de fapt, poliției.
viitor. Acolo, sub tia poarta este... de aur? Da. Sau poarta suferinței se numește. Așa. Presupusă poartă pe care se va întoarce Hristos. Acum este un cimitir sus, vezi? Asta nu e cimitir evreiesc, e cimitir musulman. Care e chestia? Poveste interesantă. Jos e un cimitir creștin aici sub noi. E, asta e Valea Judecății. Valea Ioșafat. De ce există acolo cimitir? Că musulmanii spun, măi, nu Hristos trebuie să întoarcă, Muhammed. Ca să evite să se întoarcă Hristos să intre la templu, a făcut un cimitir, pentru că îi spun, el s-a născut din semința lui David. David e semență de preoți. Preoții evrei n-au voie să intre în loc care e cimitir, e loc necurat. Dacă facem un mormânt acolo, o să vină Hristos, o să vină numai Muhammed. Chestie stupidă poate, dar a început cimitirul de acolo, acum e întins pe tot sus. Cimitir musulman. Maria Magdalena și Domnul Ghețimani. Ce înseamnă Ghețimani? Ghețimani înseamnă o presă de ulei. Se vede că tot muntele este era plin de măslin și era o presă de ulei aici. De asta se numește Ghețimani sau Gad Shmanim. Gad înseamnă presă, Shemen înseamnă ulei. Pe fațada bisericii, biserica se numește, are trei nume. Biserica Ghețimani, biserica agonii, că era o noapte de agonii, sau biserica națiunilor, pentru că 15 națiuni au donat banii să fie construită biserica actuală în 1220-24. Pe fațadă, mozaicul reprezintă judecata de apoi. Pe Hristos stând la mijloc, la stânga lui vin împărați și regi la judecată, la dreapta vine poporul. Deasupra vezi Alfa și Omega. Eu sunt primul și voi fi ultimul. Putem traversa cu atenție. Și pe cei patru stâlpi sunt cei patru evangheliști. Trei națiuni au donat bani pentru fasade și încă nouă națiuni au donat cele 12, nu, 15 națiuni. 12 popori înăuntru și încă 3 pentru fasade. 15 națiuni. Au donat bani la începutul secolului 20. Intrăm? Intrăm. A, pe aici? Da, da, nu, aici nu este poartă. Ah. Niciodată nu deschis aici. Hai înainte că vine ploaia. Văd niște nori negri care se apropie de noi. Dacă terminăm cu asta, după aia nu-mi pasă nimic. Vreau să o facem din mașină. Avem aici două obiective și mormântul Maicii Domnului. Cât e ceasul 2:30 deschis. Acum e chestie cu corona, e deschis și închid la alte ore. Alte ore, da, alt program. Asta e deschis la sigur, întâi și o, o vedem pe asta, să nu-mi închide. Am grupuri de pelerini români că fac tot drumul pe jos, de sus, opa, nu, e deschisă cealaltă, deschisă numai una. Una e de intrat, una de ieșit, sunt așa puțin, că nu de, trebuie două. Hai pe aici, la dreapta. Ala. Măslinii ăștia sunt unii de ei care au mai mult de 2000 de ani, îi vezi? Mai mult de 2000 de ani și încă dau măslinii. Scot... E pomul care nu moare niciodată, copacul. E, hai să spun așa, durează. Sunt unii care mor, dar uite, ăsta e mai mult de 2000 de ani. Finierii s-au învățit și Hristos. Azi nu-i minopat să intri, numai dacă vin cu un VIP de la Vatican sau de la Evanghelie, ăștia din America,
Am intrat de vreo 2-3 ori. Unde? Nu, ceva. E înăuntru, în grădină. A, în grădină? Nu că e ceva special, mulți vor să intre. Am avut odată un grup de la Alexandria. Exact, s-a venit grădinarul și a tăiat pumii. Le-a luat crenguțe. Le-am dat crenguțe. Wow! Am apărut la televizie în România. Au vorbit. Mă, am fost cu Freddy, am primit. Că mulți vor o crangă, dar vezi, tăiat așa că nu poți să ajungi cu mâna de aici. Da. Că nu mai rămânea niciun pop 2000 de ani. La ONU s-a făcut analiza și știm că e de vreo 2040 ceva de ani. Asta de la cot, ce mai... Am prins și ultima de aici, când au tăiat crenguțe. Da, dacă am ai luat una, dar cred că Dumnezeu a considerat că nu eram destul de vrednic să am o crenguță de asta, că n-am mai găsit-o când am ajuns acasă. Asta e tot opera lui Antonio Barluzzi, una din cele mai frumoase biserici care cred că le-au făcut aici, după placul meu. Băi, bezna. O se vede. Am venit de afară. Uite, vezi pe mozaic, reprezintă ce s-a întâmplat în acea seară. El stătea pe stângă și aștepta soarta. El nu știe ce o să fie. Și-a rugat pe ucenici să-l vigheze. Și el a rugat de 3 ori, de 3 ori a dormit. Și atunci a venit preotul cel mare și l-a prins cu Iuda Iscarieteanu. La mijloc, în fața altarului, este stânca care se spune că pe ea și-a așteptat iar soarta, înconjurată de un gard de fier ca coroană de țep care să aibă mai târziu pe cap. Mă sunt grupuri care prenotează și au aici rugăciuni, misă. Stau și vin cu preotul lor, fiecare în limba lui. Asta nu este o biserică de comunitate, că nu este comunitate care vine să se roage aici. Asta e numai pentru turiști, pentru pelerini. Geamurile nu sunt făcute din sticle, ci din piatră de alabaster, ca să permită să intre lumina, să intre într-un mod mai obscur, să fie ca noaptea de agonie, care o trăit-o. Și sus cupolii sunt pictate, cum era acea noapte, cu stele și munte și luna, fiecare donată de alte națiuni. 12 cupoli, ca cele 12 ucenici și 3 la fasadă. Cum prima biserică era o biserică bizantină care a fost dărâmată, aici se poate vedea, hai să ieșim pe aici, o să filmez, uite și aici este, partea asta. O plăsat, nu, sferochelar, în cealaltă parte, aici nu se vede. Și aici, în capăt? Nu, trebuie să fie geam. Aha. Că să vezi că eu făcut mozaicul în același stil cum era Biserica Bizantină, prima. Aici când o vin să-l prinde. Aici nu-i voi de explicat, acum suntem numai noi doi. Uite, vezi, pe geamul ăsta, vezi desenul, mozaicul? Da. Exact cum era mozaicul în prima biserică, cea care a fost dărâmată. O găsit și a continuat parcă. Asta e mai jos. Uh-huh. Și aici, și aici. A continuat aceeași linie, cum era mozaicul bizantin. Aha. Uh-huh. Majoritatea bisericilor bizantine au fost dărâmate încă înainte de au venit musulmanii de invazia persană din 614. Eu am măcelărit vreo 10.000 de călugări care erau pe aici. Trebuie dacă te interesează, filmezi de Bethlehem.
Aleș. Să trecem în Palestina? Eu nu trec cu mașina mea, dar cer cineva care vine și mea cu mașina. E regulă. Poate că ne întoarcem. Da. Vinim de la Marea Moarte. Te rog. Astăzi rămânem în Ierusalim să facem tot ce mai da. Rămas. Și când ne întoarcem de la Marea Moarte, poate... Păi mai dăm o tură prin mașină să mai mi-arăs Parlamentul și astea, nu? Acum, da, da. Da, și mai nu, mai am ce să-ți arăt. Încă n-am terminat. Am o biserică aici jos, la mormântul gol, mormântul Maicii Domnului. Și după aia mai fac un tur panoramic în Ierusalim, să vezi Ierusalimul din alte parte, de la o altă panoramă. Uh-huh. E frumos acum, ai lumină, ai soare, da. Să-l filmezi, să fie frumos. Da. A, aici e ceva. Upăcelul ăsta e cel mai tânăr, vezi? Franciscus l-a plantat când a venit în 26 mai 2014. A crescut frumos de acum. Da. Frumos. Mai are încă câteva mii de ani să fie mare. De este unul mai grozav, ăsta de la colț. Paul VI-lea a șaselea, l-a plantat când a venit aici în 62, este de aici, 64. Uite, crenguțe, era... m-au tăiat, vezi? Aaaa! Poate acum. Poți să iei cât vrei. Era, da, era așa mic cum este că l-ai văzut. Din grădina Ghetsimanului. Poți să iei acum cât vrei. A fost mântuitorul. Vezi, exact când am vorbit. Da, vezi că Dumnezeu a... Ți se cuvine. Tu nu le-ai găsit pe alea. Poate de data asta, da. Ții un pic, te rog. Ții un pic. Sigur. Să iau mai multe. Să mai dau din ele. La cine are credință. Poți să duci pentru toată biserica lui băiatul tău. Da. Asta e o cantitate pentru autobuze, mă. Da. Pentru un grup mai mare. Ui! Nu-ți închipui ce se întâmplă dacă e acum un grup de pelerini. Le terminau imediat, nu? Dispărea în două minute. Păi stai măslin de aici, de unde a fost Mântuitorul și la măslin de 2000 de ani, crenguțe, gata. Mulțumesc frumos. De la grădina Ghetsimani, nu? Da. Asta e chestii tare, a? Da. Cum am fost în mormânt și era gol. Am avut o grămadă de chestii tare azi. Și asta. Asta știi din ce cauză? Că am reușit să fugim de la maraton. Măi, mă gândeam de acum ce fac? Până unde pot să ajung cu mașina? Acum la întoarcere mergem până la scară. Ăsta e cel mai bătrân măsii, nu? Nu, ăla de la colț. Că... La de la colț? Da. Se pare că la ele ai făcut analiza, asta e tot. Aha. Diferență. Scăm de aceeași bestă. Au fost la școală împreună, de aia, cu grădiniță. Carbon. Da, lui ăla e... Nu, tăiat unul, trebuie să facă la toți. Gata. Da. Biserica mormântului gol, biserica unde a fost dusă Sfânta Fecioară și a stat aici trei zile până a luat-o Hristos, a înălțat-o în cer. Jos se află un mormânt gol, că ea s-a urcat în cer. În spatele mormântului este o icoană foarte renumită, icoana făcătoare de minuni. Și când coborâți pe scări, la dreapta sunt două morminte ale Sfântul Ioachim și Sfânta Ana. Și pe stânga, mormântul lui Iosef, Sfântul Iosef. Am fost, a trecut, a fost deschis. Da, de obicei e deschis la ora asta, m-am uitat la ceas. Ea face pauză de la 1 la 2, dar... Da, poate, na, dacă e... N-are pentru cine, nu. Am mai fost și data trecută am fost aici și... Am zis dinainte, nu știu. Luăm șansă, dacă e da sau nu.
Voilà. Oh, curcubeul tău de azi dimineață a venit după masă. A venit, nu? Da, îl vezi? Wow, ce frumos, e triplu. Dar e numai o parte. Da. O parte cu nori. E, atenție! Nu te-ai înăcat încă. No. Aproape. Nu era departe. Explicăm. Da. Privirea Ierusalimului din partea de sud. Dacă luăm de la dreapta, vedem cimitirul de pe muntele Măslinilor. Deasupra lui se vede clopotița de la Biserica Înălțării Domnului. Mai puțin la stânga o biserică cu clopotițe pătrate, Augusta Victoria. Continuăm pe munte sus, Universitatea Ebraică de pe muntele Scopus. Ne apropiem cu ochii spre noi, vedem Valea Chidronului, unde era Ghețimani, la dreapta de cetate. Roim cupola de aur deasupra stâncii de la Elacța. Continuăm cu ochii încet, un acoperiș ascuțit de la Biserica Dormițion, pe muntele Sion, la stânga ploaie. Tot ce la stânga e Ierusalimul de Occident, Ierusalimul care era al nostru și înainte de 67, cel modern. Uh-huh. Aici nu sunt arabi, arabii sunt numai răpați de dreapta. Jos, la dreapta, în vale, satul Siloan. Dacă țineți minte, era o scăldătoare, Siloan, unde Hristos a pus noroi pe ochii unui orb. Iisus, acum ai să vezi. Și acolo a făcut minună când a început să bade din nou. Direcția încolo, deasupra munților, este Marea Moartă. Distanța nu e mare de aici la Marea Moartă. 40 de kilometri. Dacă nu erau nori, puteai vedea acum munții din cealaltă parte, din Iordania, care sunt 1200 de metri înălțime, când ninge, acolo ninge, se vede din soare. Și la Ierusalim ninge, o nins anul ăsta. Dar nu ninge de multe ori, ninge... Nu în fiecare an, am văzut ceva imagini cu, de la zid de plângeri cu zăpadă. Nu ține mult. Anul ăsta a ținut o zi. Dar de obicei nu ține așa mult. Ne urcăm acum pe colina conducerii țării, de fapt. Așa se numește aici. Aici e mic rezidențial. Aici avem parlamentul, Knesset, 120 de membri, primesc salariu, nu știu cât lucrează. Odată la 4 ani îi alegem, dacă reține guvernul 4 ani, și clădire pe dreapta, construită în 1965. Și asta este locul unde se scrie legea. Vine mai aproape, vine mai aproape. O iau la stânga întâi, să mergem să vedem puțin de afară Muzeul Israel cu clădirea unde sunt manuscrisele de la Marea Moartă. Adevărul că religioșii au fost contra clădire, că spun că arată prea mult ca un templu grecesc, Izei. E făcut de mai nouă? Din 65. Ah, din 65. 1965. Aha. Pe colina asta la dreapta avem Parlament, Curtea Supremă, Ministerele. Nimic rezidențial. Și acum se construiește în fața noastră Biblioteca Națională, să fie ceva fantastic. Început să se vadă peretește pe dreapta, pe o construcție foarte interesantă și ca arhitectură și sigur ca cărți. Suntem numiți poporul cărții din cauza Bibliei. Vezi, în fața noastră, vezi acoperișul ăla rotund, da. Arată ca un capac. Când au fost găsite manuscris de la Marea Moarte, erau niște vase de lut, un capac. O să mai vorbim direct când o să fie la Marea Moarte. Dar, încă se mai descoperă sau? Nu. Poate mai sunt. La dreapta este Muzeul Bibliei. Din toate țările Bibliei sunt aici diferite chestii. Și este Muzeul Israel. Sub această cupolă sunt manuscrisele, nu toate doar, au fost găsite acolo mii de manuscrise, dar s-au vândut. Mulți au colectat din toată lumea. Aici este numai cartea lui Ieșaia. Întreaga carte. Și ce este interesant, când ziua de azi eu pot să citesc, parcă le-o scris ieri, că limba ebraică nu s-a schimbat. Înainte cu 2000 de ani și astăzi noi putem citi aceleași litere și același text.
Și asta e o dovadă foarte interesantă, pentru că în nicio țară din Europa, ce era scris înainte cu 2000 de ani, nu apare cum arată azi. Nici acum 100. Nu. Eu am luat razna. Acum Putin a spus, mă, Ucraina e noastră de acum de 1000 de ani. A spus, domnul Putin, nu uita, noi suntem aici de 3000 de ani și spui că suntem în teritoriile ocupate. Tu vorbești de Ucraina? Asta este teritoriul care e scris în carte. Teritoriul Parlamentului exteritorial au numai gardă departament, nu intrece poliția, nu intre armata. Și desigur cine e parlamentar are apărare de totul, poate să facă tot ce vrea, atât timp că nu ești de piscină, nu de rapă de piscină. Are imunitate. Și la noi la fel. Se poate face vizite la Parlament. Eu am fost aici cu parlamentari din România în vizite, dar și cu turiști cine vine, poate să intre. Așa că pe dreapta asta e Parlamentul, pe stângă clădirea asta e interesantă, e construcția, acum va fi Biblioteca Națională. Foarte, foarte special. Mare. Da. Înseamnă că aveți cărți multe. Și imediat la stângă începem să trecem lângă diferitele ministere. Toate s-au construit în același stil arhitectonic și în același an cu Parlamentul, 65. Deci asta e doar zona guvernamentală, cum ai zis? Da, toată zona asta e guvernamentală. La stânga următoarea clădire este prim-ministru. E mai păzită puțin mai mult, așa, supraveghează. Și imediat după, pe stânga e buget, bugetul țării. Și vis-a-vis de buget, la dreapta, e clădirea Curtei Supreme. Nu arată ca un palat mare, dar aici e Curtea Supremă. Asta din față? Da. Pe stânga, cel mai nou minister, Ministerul de Externe. Una din cele mai noi clădiri, nu cred, este nou, clădire nouă. Se vede un pod la stânga, o să trecem sub el, e un pod pentru trenul care merge în Ierusalim. Arhitect din Valencia, foarte important, Santiago Calatrava, a făcut lucrări, cele mai cunoscute lucrări în secolul 20, unul din cele mai cunoscute arhitect Santiago Calatrava. E contemporan, mai trăiește. Cu poduri în toată lumea și gări de tren și tot felul de clădiri. Interesant și costă mulți bani. Nu e ieftin. Și aici, pe stângă, se mai construiesc încă ministerii. Tot e numai de guvern pe aici. Deci se extinde guvernul. Da. Noi suntem la un punct care se va schimba în câțiva ani, nu se cunoaște nimic din ce e aici. Tot ce se vede în fața noastră, autobuze, toate astea o să dispară, se construiește un mega center nou, cu zgârienori. O să fie cel mai mare centru comercial din Ierusalim, la intrare în Ierusalim. E pe drum. Uite, acum se vede frumos podul. A spus că nu e ieftin Calatrava, dar niciunul ca Calatrava nu poate să fie fără greșeli. Că podul ăsta e pentru tren și pietoni. Are două trotuare. Și l-au crezut că să le facă interesant din sticlă. Dar l-au uitat că sunt aici gospodinii credincioase și un cartier de credincioase în față, care merg cu fusta pe această sticlă și merge jos, poate să vadă tot ce este. Și atunci au schimbat totul, au scos toată sticla și au pus una nouă mată. Primăria a plătit bani mult. Nu s-au gândit la chestia cu fuste? Da, el s-a gândit să fie frumos, să se vadă, transparent, da. Era prea transparent. Noaptea e foarte frumos luminată, arată ca o harpă. Și astea sunt blocuri de locuințe aici, nu? Astea, da, în față. Astea-s vechi, se vede că sunt vechi. Da, da. E ceva vechi, 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 vechi.
pe dreapta clădirea mare, e sala de concerte din Ierusalim. Și noi ieșim acum spre autostrada numărul 1. Ne apropiem de marginea orașului, o să ne întoarcem la Tel Aviv, de unde am plecat azi dimineață, de la, o să mă lase Freddy la hotel, la Carton, și mâine o să continuăm periplul nostru prin Israel. Ce facem mâine, Freddy? Mâine ieșim spre nord și o să ieșim spre nord, spre orașul Haifa. Uh-huh. E și un port mare, Haifa, nu? Da, e port. Avem două porturi mari, unul la Haifa și unul la Ashdod. Să vedem panorama de pe Muntele Carmel, să vizităm biserica unde este peștera lui Ilie, profetul Ilie, să vedem priveliște orașului de la panorama, grădinile Bahai, o să vizităm templul Bahai, vorbim despre Bahai mâine, religie care trebuie de explicat. Și de acolo să continuăm spre nord, spre frontiera cu Libanul. La urmă să ajungem la Nazaret. La urmă. Nazaret nu e pentru mâine. Mâine facem alte lucruri. Mm-hmm. Bine. Mulțumesc mult de tot și ne vedem mâine. Exact. În același